Silviu Munteanu și prietenii săi Podcast Nu Futilități Am auzit una o video astăzi, mi-a plăcut foarte tare, îi zice Distanța între o teorie a conspirației și adevărul absolut ca entitate este de șase luni să foarte izbutită. Bună seara, Silviu Munteanu sunt, suntem pe 103 cu 4 în vastele studio Radio 7, suntem și pentru, suntem și pe YouTube, canalul 13 TV. Sigla cu pisica neagră, bineînțeles, un subscribe ar fi mai mult decât apreciat. Karma bună în viață. O prezență feminină pentru masculinitatea mea toxică. Cosmina Crăitoru, bine ai venit! Mulțumesc! Uh, profesionist în comunicare, fost un jurnalist. Mai vreau să dezvălui că ne și știm de vreo câteva vieți. Da câteva vieți bune ce, ce... știi, ai, ai pe de o parte uh, de foarte multe ori în timpul vieții senzația zilei cârtiței în care ești păripit tot timpul și urmă când te uiți în urmă vezi că se... cât s-au schimbat lucrurile de fapt între timp foarte interesant cum stau lucrurile de fapt uh, da, ziua cârtiței e un film inspirat din realitate desigur și îl trăim de multe ori la birou, dar îl trăim și în viața personală. Acum nu pot să spun că m-a încercat sentimentul de ziua cârtiței când am văzut, pentru că nu am mai văzut de niște mulți ani. Vreo două -o, genera o generație da, jumătate. Da, exact. Da. <laughs> Ai, lasă, că am știut unul despre altul. Da. Uh, să... e un sat și România un sat mai mare, nu? Da. da, 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 lume mică, cum e, Mese puține, lume. da. Uh, Ion Iliescu, ateul Ion Iliescu spunea despre comunicare, că și despre asta vreau să vorbim astăzi, că este lucrul dracului. Constat asta înaintând în vârstă din ce în ce mai tare și anume de pildă dacă ai o propoziție de spus și 10 oameni care trebuie să înțeleagă în tocmai acea propoziție, statistica mi-a dovedit că înțeleg vreo șapte și ceilalți vor face invers. Pentru că așa au înțeles ei. Asta este filtrul lor de. E, și de aici încep toate problemele. Păi, pentru că audiența ta nu e o audiență omogenă. Deci e greu să-ți armonizezi mesajul în așa fel încât să-l înțeleagă toți indivizii din audiența ta. Deci nu trebuie să ai o surpriză din punctul ăsta de vedere. Acum a la ce a spus fostul președinte al României. Orice poate fi un alta diavolului, depinde cum o folosești. Dar comunicarea nu este un alta de diavolul, este un construct social obligatoriu și pentru un politician este un instrument care trebuie lucrat, în care trebuie să te perfecționezi. Vreau să ajungem și în zilele noastre, dar am acest exemplu în cap la... Uh, uh. Care mi-a venit zilele trecute, și anume există, s-a scris pe la sfârșitul secolului XIX o carte, se numește Războiul Lumilor, uh -huh. de A.G. Wells. Uh -huh. Această carte s-a tradus și într-un teatru radiofonic uh -huh. de BBC, a fost uh -huh. făcut unul pe la 1937, cred. 38. da. Așa, după care a mai avut o variantă pop-rock. Audio, exclusiv pe la da. începutul anilor 70. 70 da. zic, o, o dă, era o bucată pe care o dădea Buhoiu. Tam, 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 tararam, tararam, drumurile da. europene. Da, ceva parcă da. da păi piesa, să știi că e, e pe vocea lui Richard Burton, uh -huh. care are o voce absolut senzațională. Varianta de 70. Da, varianta de 70. Uh -huh. Piesa este foarte bună. Ulterior am văzut că s-au făcut, cred că în 2019 a mai lansat BBC un serial video, n-am apucat să-l văd nou. Adică nu e de radio, e de TV. În fine, ce voiam să spun. Care se cheamă Războiul Lumilor. Da, da, Zici? da. Mm -hmm. Interesant. Uh, unde voiam să ajung? Și anume că în 1938, mm -hmm. când el s-a difuzat la BBC, și încă la o oră la care nu era maximă audiență, niște oameni s-au panicat foarte tare. Uh, Iar din e... ce țin eu minte, trebuie să te corectez. Nu cred că la BBC s-a difuzat episodul la care faci tu referire cel care a fost narat de Orson Welles, de regizor. Mm. Ăla, okay. cred că s-a difuzat în state. Din ce țin eu minte, e un, e un episod pe care l-am învățat și la comunicare în facultate. Asta zic, e foarte important locul ăsta. Da, da, dar da, te rog, continuă Nu, Nu, da. nu, zi! Da, uh, Orson Welles uh, a făcut precizarea. La, era de... de uh, cum se cheamă? Pe 30 noiembrie. Halloween. Și okay. era la 8 seara. Da. Uh, Columbia, nu știu cum se chema postul. Sper să nu greșesc. Uh, și era la 8 seara și Orson Welles a făcut precizarea la început că e un episod science fiction, că, știi? Postul nu avea foarte mare audiență, doar că uh, la pauzele celorlalte posturi de radio care uh, aveau audiență. Uh, era publicitate. Era publicitate, exact. Mă rog, muzică pe mm -hmm. vremea Și uh, audiența de la posturile respective a migrat, evident, și a ajuns pe acest post. Ei au pierdut uh, disclaimerul de la început, da? Potrivit căruia ceea ce narează, ce povestește Orson Welles este o dramaturgie science fiction și să nu o ia în serios. Uh, ei au auzit doar uh, niște. Marțieni, că și despre <laughs> asta e vorba care atacă planeta. Da, niște breaking news-uri. Da, putem vorbi și de breaking news, că s-a degradat atât de rău acest concept. Știu, breaking news a decolat da. avionul. Credeam că breaking, breaking news că cade, nu? Da. da, breaking news, acum două săptămâni cu tare a făcut nu știu ce, sau breaking news, vă dăm un reportaj făcut și pregătit de o săptămână, la nu niciun breaking news, da, mă rog. Așa, și breaking news cu jurnaliști, da, care uh, relatau diferite situații, cumuleți verzi, care. Uh, ne atacă. Da. Uh, da era în crescendo, știi? În primă fază era că au fost niște explozii pe Marte, după care ăsta continua să spună ce avea de spus el acolo în piesa aia. Intrau aceste breaking news-uri, deci totul făcea parte din, uh, din piesa lui. Montajul audio. Exact. Mm -hmm. uh, dar era atât de, de interesant făcut exact pe sistemul unui desfășurător de radio. De asta exista și confuzia, că lumea a luat-o în serios. A zis, bă, chiar e breaking news, adică ăștia chiar intră să ne relateze niște niște lucruri. Marțieni, omuleți verzi, l-a -a văzut, a văzut unul de la o fermă din Iowa, niște omuleți verzi la el în curte, știi, după ex, exploziile de pe Marte. După care alt breaking news. Un reporter era pe nu știu ce pod și a văzut cum omuleții verzi atacă niște mașini și alea au explodat. După care albe, era un crescendo. Și la final, ultimul breaking news era cu un, cu un jurnalist care tot așa transmitea nu știu de unde, niște omuleți verzi mă atacă la 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 și se oprește. Și cineva din studio spune atât, mai e cineva cu noi? Și s-a oprit. Ceea ce a creat maxim de panică. Da. În populație. A creat o, o panică. Nu știu Repet, acum cât 1938. de În mari... 1938. Am înțeles. Sunt două variante. Căci bă, internetul Google-ul îmi dă cu eroare. Eu știam că au fost chiar și niște sinucideri, adică oamenii s-au speriat atât de tare. Nu am mai găsit știrea că ar fi fost niște sinucideri, doar că oamenii s-au panicat foarte tare și au început să alerge de nebun pe străzi. Este un exemplu foarte bun despre. Puterea uh, mass media. Da. La vremea aia era doar radio sau, mă rog, radio era unul dintre cele mai importante. Da. Uh, după aia, video killed, the radio star și așa mai departe. Online da. killed all și. all. Da. Uh, nu știu, asta cu panica, nu e greu să validăm uh, informațiile astea și nu, eu n-am văzut, uh, nici nu m-a preocupat foarte tare, recunosc, n-am văzut descrieri foarte am Dar se studiază. Deci se studiază fenomenul ăsta la jurnalism și în școlile de comunicare pentru că este destul de emblematic pentru ce înseamnă manipulare, puterea mass-media, cum spui tu panica. Presupunând că este, cum spun eu, și anume că niște oameni s-au panicat și au început să alerge pe străzi o să fac o paranteză și o să spun că bbc a mai făcut o dată, cred, prin anii 90 sau pe la începutul, pe la sfârșitul anilor 80, a făcut o glumă de 1 aprilie. Era un 1 aprilie, chiar cred că putem să verificăm anu, care cădea într-o sâmbătă. Și i-au făcut program normal, ca și cum era în timpul săptămânii, motiv pentru care am înțeles vreo mie de oameni, cam asta a fost numărul, au plecat destul de confuz spre job, crezând că s-au înșelat, știi? Și asta e a fost posibil. marea a la BBC. Uh, mm, e, aici intră acel drac care știu că funcționează în PR, știi. Uh, este mai simplu, a spunea Mark Twain, este mai simplu să păcălești un om decât, decât să-l convingi că a fost păcălit. Și mă gândesc, bă, ăia o mie de oameni care au plecat aiurea spre job, păcăliți de radio, sau oia care au plecat aiurea, uh, au început să fugă pe străzi. Pentru că era un teatru radiofonic, din cauza unui teatru radiofonic. E, ei cum diluiesc treaba asta cu ei? Băi, ai fost păcălit. Admit it. Uh, Și aici ajungem în zilele noastre. Da. Apropo de citatul ăsta pe care tu îl atribui lui, lui Mark Twain, iarăși nu există... Nu există dovezi certe că Mark Twain chiar a spus asta. Există niște articole publicate Mare parte de... din cultura mea este din mimuri de pe Facebook. Uite, ai, ai, ai reușit să te păcălești că acest citat i a lui Mark Twain. El cred că a spus ceva în genul ăsta. Oricum, semantica nu e nici specifică. În epocă se vorbea altfel și în tot cazul el vorbea altfel. Dar ideea rămâne și este o... O evaluare absolut corectă și validă. Da, e mai ușor să minți pe cineva decât să-l convingi că a fost mințit. Și de ce? Uh, nici nu trebuie să fii mare expert în comunicare sau specialist, în fine. Uh, îți trebuie să-ți folosești un pic neuron, adică ești cumva participant activ atunci când ești manipulat. Când accepti un narativ fals, uh, îl accepti pentru că. Cel care ți-l livrează, în mod evident, este foarte convingător și sunt fapte pe care, din nou, tu nu ai cum să le verifici și să le validezi. În funcție de utilitatea celor lucruri care ți se comunică, dacă tu simți că te ajută în viață, ai o aserțiune și mai mare, adică le accepti și mai repede. Să convingi ulterior persoana respectivă că a fost mințită ar presupune ca acea persoană să recunoască că a făcut o prostie, nu? Că a acceptat un narativ fals, și a acceptat a fapte de orgoliu, alternative și, de... și evident. Adică, știi, cât, câți dintre noi suntem dispuși să spunem am greșit sau să acceptăm asta? E destul de complicat. Hai să spun eu unde am fost păcălit zilele astea. Eu am pretenția de la mine, de la orgoliu, probabil, cel mai probabil, că sunt mai, mai greu de păcălit. Și uite ce se întâmplă la vecinii noștri, da? început răzmerița acolo. Da. Rusia a intrat peste Ucraina. Foarte multe zile la rând, până să se întâmple acest lucru, aparea zilnic Biden și apareau zilnic surse, așa zise surse, spun că CIA-ul avertizează Casa Albă că, că Putin o să intre. Putin a spus, noi nu invadăm Ucraina, a ieșit și Marele Zelinski la un moment dat și a spus, liniștiți-vă, nu ne invadează nimeni în acele zile, mi-aduc aminte foarte bine. Uh, și ce să vezi, până la urmă s-a întâmplat. Uh, ceea ce în mine a trezit o mare mirare, acum m-am dau seama cât am fost de naiv totuși, uh, și am fost naiv din două puncte de vedere odată, că nu mă așteptam, uh, mă așteptam la mai multă imaginație diplomatică, nu mă așteptam să ajung aici. Din Naivit. partea cui? Uh, din partea Rusiei, în cazul de față, că în partea altă n-am mari pretenții. Ok. Uh, hai să nu intrăm. nu vreau să vorbesc despre partea politică și despre implicările da, astea, să vreau să vorbesc exclusiv politic... de comunicare. Păi. Uite, vezi, în cazul ăsta nu prea poți să le separi. Uh, da. Uh... Lasă-mă să-mi duc, te rog, ideea păi, la sfârșit. La. Asta a fost o primă păcăleală pe care mi-am luat-o. O a doua păcăleală pe care mi-am luat-o a fost chiar discursul lui Putin în care el susținea și bănuiesc că susține și acum, el nu a invadat Ucraina. Uh -huh. Accepțiunea uh, uh, activităților militare este cu totul alta, este mm -hmm. într-o cu totul altă paradigmă. Mm -hmm. E, uite, astea două au fost două aspecte care pe mine m-au păcălit și mi-a făcut dovada că nu sunt atât de pregătit să înfrunt fake news-uri, să înfrunt uh, și sunt, da, m-am găsit cu, cu garda jos și foarte naiv. Nu trebuie să te simți foarte prost pentru că sunt analiști extrem. Eu zic să-ți revii, căci vei mai avea astfel de momente și dacă la fiecare consume atâta energie, nu e bine. Deci sunt, mulți, sunt, sunt foarte, foarte mulți analiști internaționali, experți în spațiu estic, politicieni, foarte, leadership occidental care nu se aștepta la ca Putin să invadeze Ucraina. Aici vorbim de semantică, de cum îți alegi mesajele și cum le prezinți. Când Putin a spus că nu va invada Ucraina, în mintea lui asta era, că nu va invada Ucraina. Ulterior s-a dovedit că el numește această invazie o operațiune specială. Deci, în mintea lor, mindsetul lor, asta le spune, că ei se duc să facă denazificare în Ucraina. Și discuția este foarte complexă, tu trebuie să te raportezi la contextul istoric uh, al Rusiei, deci este un decuplaj, un, un, o decuplare între, între ce gândește Rusia și uh, Altă predispoziția da. ei culturală mm -hmm. spre, mm -hmm. știi? și ce, ce gândește vestul și noi. Uh, Zelenski pe de altă parte nu putea să, să transfere o emoție atât de puternică și panică în populație tocmai despre asta vorbeam adică el nu putea să spună gata ne invadează rușii în momentul ăla ce se întâmpla adică gândește-te ce s-a întâmplat la noi nu știu, într-o situație uh, cu mai mică nu prețul la benzină da. ajungem și acolo Înțelegi? adică da, da, da. dacă dintr-o mm -hmm. chestie atât de cum să spun minoră în comparație cu ce se întâmplă în Ucraina, se ajunge aici, imaginează unde s-ar ajunge dacă un șef de stat vine și absorbe mesajul beligerant transmis pe diferite culoare și spune imediat, da, o să fim atacați. Nu, nu o să fim atacați. Ai văzut că a ținut destul de mult abordarea asta la Zelenski. Da, da, și da, da. nu să fim, chiar și când, cumva, chiar și la noi și în cercurile oficiale, deja îngrijorarea era destul de mare. Mesajul lui, în continuare, a rămas ăsta. Adică se vedeau lucruri concrete, da evoluții concrete militare și el, în continuare, transmitea acest mesaj tocmai din aceste considerente. M vrea să-i. Să Prindă relaxați, cu moralul sus, ca să poată să, să, să le poată ține pietrușilor. Pentru că o demoralizare a societății e extrem de, de nocivă și nu te ajută. Eu personal mi-am dat o palmă peste frunte și mi-am dat seama de ce a ajuns ciucă prim-ministru și de ce a fost pus acolo. Dar ce vreau să punctez aici este următorul lucru și anume cum Dumnezeu reușim noi ăștia marea populație să descifrăm corect un mesaj și o declarație care ori folosește jumătăți de adevăr, ori se folosește de niște tipuri de exagerare și te prins formă care, cărora lor le folosește în negocieri. Înțelegi ce spun? Și atunci trebuie să, pentru mine privitorul, eu trebuie să înțeleg exact care este treaba de context și ce se presupune. Și la toată povestea asta se adaugă și așa zisa cenzură de război. Știi, propagandă de război, interzicem pe paia, o băgăm pe cealaltă și ținem, cum se spune, acest narativ. Nu e corectă românește, narativ. Dar da, cred că l-am adoptat. E da, va rămâne. Da. Uh, nu ai cum să înțelegi pe deplin, ca simplu cetățean, ce îți spune un politician, și mai ales în situații de genul ăsta. Și nu ai cum să descifrezi Ce să descifrezi Ca să descifrezi trebuie să te așezi la masă, să fii expert în decodarea de limbaj, de discurs politic sau de orice alt discurs. Există niște mecanisme, dar tu, ca simplu cetățean, nu le poți face. Tot, tot ce poți tu să faci este să încerci să înțelegi uh, cât mai aproape de adevăr mesajul uh, transmis și să, nu, să încerci să nu te lași manipulat. Uh, Discursul politic trebuie privit în lumina momentului în care e făcut și a obiectivelor a interesului celui care îl transmite. Deci trebuie să ții cont de contextul în care a fost transmis acel mesaj politic. Avem această... Te rog. Tu, hai, lasă mă să termin de... Pentru că limbajul politic se ajustează în funcție de de obiectivele uh, celui care, care îl susține, da? Uh, el uh, trebuie să convingă o audiență, trebuie să-și transmită un mesaj, uh, își consolidează un brand sau își construiește o imagine uh, personală și își atinge niște obiective politice. Uh, opțiunile semantice pe care le alege un politician atunci când uh, are un discurs politic, uh, țin cont de contextul specific, da? El are discursul politic este legat, în mod evident, de interesul politic, nu? Și de uh, validarea uh, propriei competențe în ceva, propriei autorități, prezidențială, uh, ministerială, administrativă, uh, în fine, ce reprezinți tu, da? De expert și așa mai departe. Există niște niște coduri, dacă vrei, niște sisteme de decodare, nu știu, funcțiunile, de exemplu. Adică scopul cu care tu uh, ai acel discurs politic, ce vrei să faci? Vrei să mobilizezi audiența, cum a fost, de exemplu, uh, cazul lui Zelenski cu tipul ăsta de discurs. Suntem bine, stați liniștiți, na? să le ții moralul, moralul ridicat. Vrei să transmiți niște măsuri. Vrei să împărtășești o ideologie, vrei să-ți exprimi o opinie, vrei să uh, transmiți mesaje indirecte unor adversari politici. Uh, discursul politic trebuie privit altfel atunci când e făcut, de exemplu, într-o campanie electorală, față de uh, un moment uh, cotidian sau uh, o dezbatere în parlament sau o masă rotundă, adică sunt lucruri de care trebuie să ții cont. Mai ai, trebuie să analizezi, să te gândești un pic la imaginea pe care vrea să o proiecteze cel care ține discursul respectiv. Aici Putin... e foarte interesant cum funcționează lucrurile, dar Putin e un exemplu în acest da, sens. Toți politicienii pot fi analizați din, după criteriile astea. Trebuie să te uiți la ton, iarăși. Ce ton folosește? folosește ton. Bine, aici sunt trei tonuri cu niște nuanțe, adică pot să le. Să le Vreau să facem pătrui. să subliniem puțin aceste aspecte de imagine, uite, de exemplu, între Putin și Zelenski. Îl da. avem pe Putin, da? Putin uh, reprezintă, dacă mă întrebi, un om bătrân, în comparativ cu Zelenski. Limbajul păi lui este unul. Este, da, dar, ca generație, reprezintă ceva îmbătrânit. El, ca, pe, ca, ca aparență. E percepția ta uh, Limbajul lui politic este vechi. Nu sunt de acord cu tezele exprimate la nu știu ce, nu s-au respectat tezele exprimate. Asta e limbajul lui. Pe când limbajul haiducului de ucrainian este mult mai occidental, uh, Putin întotdeauna este la costum. Ăsta este îmbrăcat în camuflaj și pus pe bătaie. Trebuie să o spun și pe asta că mă pot abține. N-am înțeles cum un personaj care cere intervenția NATO în Ucraina să-l scape de ruși este candidat la premiul Nobel pentru pace. N-am înțeles asta. Dar revenim. E, e o diferență. De, și, cum să spun, Zelenski este mult mai occidental ca tip de adresare. Pai, di, e, sigur că e o diferență. Plus, vreau să ajung aici. S-a ajuns la o temă de, de Putin și de putinism, de, cum să spun, de sistem în sine, încât s-a ajuns la niște demențe. Maica mea, da? Maica mea are o vârstă. Maica mea m-a sunat într-o seară să-mi spună că ea a aflat. Pe surse nu se știe de unde, dar stă toată ziua cu televizorul aprins, că Putin la adevărat, a murit acum vreo 2 ani de zile, și că ăsta este un personaj mult mai o toxic sosie. o soție. S-a da, o... ajuns la asta, știi? De... Da. Un soi de mistificare a, a lucrurilor. Zeturile de pe, de pe tancuri, care de, am înțeles că, de fapt, exprimau niște zone de acolo pe unde trebuiau să ia fiecare. De s-a ajuns la altă demență, mi-a povestit -o, o video înainte de emisiune, s-ar putea să se, să se suspende licența firmelor Zoro. Înțelegi? Pentru că avem acel Z pe tancuri acum. Mi-aduc aminte și de celebrul film Apocalypse Now în care povestea... Da, pentru că e contaminarea brandului. Da, veneam, veneam social. cu, cu elicopterele să-i să distrugem pe aia și cu avioanele, dar puneam Wagner să le băgăm frica noastră, știi? Și da, n-aveam da, voie da. să desenăm pe Merlin Moron, Sânii Goi, pe, așa, pe avion, că era obscen, dar nu era obscen să-i să, să mutilăm acolo. Sunt tot soiul de, de, de treburi de astea care au ajuns să fie mistificate într-un ambalaj. Pentru că este și un război informațional, Silviu. E de, dinainte De conflictul din Ucraina Iar rușii sunt foarte buni La război informațional uh, Acum uh, Tu nici nu îmi pui întrebări <laughs> Ca să-ți pot Să-ți pot puncta clar niște lucruri Dar o să încerc să Să mă refer un pic la Ce spui tu cu mama ta și cu ai văzut biroul Putinismul lui Putin, uite că-ți spune. Ai văzut biroul lui Putin, cum arată? Da, se, bine, și l-a schimbat. În primul mandat a avut alt birou, acum are alt birou, se mai mută și el. Dar ce vrei să zici cu birou? Că nu prea arată foarte modern, arată foarte învechit. Păi... Cineva constatase că avea Windows 7 sau ceva pe calculatorul la pe monitorul ăla, se vedea jos dunga de la Windows 7. Da asta iarăși are legătură cu imaginea pe care vrei să o proiectezi. Um, Putin, um, dacă îi analizezi discursul, uh, spuneai tu că e învechit, nu? Da, și asta formal. Spune, și formal. Putin este absolvent de drept. E un om care citește istorie, știe istorie, cum o vede și cum o interpretează e altă poveste. Dar um, Uh, predicatele lui de, lui de comunicare sunt diferite de ale lui Zelensky pentru că interesul lui e diferit. Nu are... E când transmiți mesaje în care vrei să, să atragi simp simpatia uh, comunității internaționale, folosești alte predicate de comunicare decât atunci când vrei să fii temut sau uh, luat în serios sau când vrei să transmiți niște avertismente. Deci, Aici venim la funcțiunile despre care îți vorbeam. Care este scopul mesajului tău? Ce obiective ai? Da? Putin, când se adresează comunității internaționale, obiectivul lui nu este să atragă simpatia. Nu-l interesează asta. Când se adresează poporului rus, da. Uh, și când se adresează poporului rus, uh, își uh, modulează mesajul. Nu doar, nu, nu doar el, toți liderii politici în general. Unul este discursul de inaugurare, de exemplu, și altul este discursul de ziua victoriei. Da? Pe care, apropo, mă uit cu configurare că urmează 9 mai și Rusia, Putin, trebuie să livreze o victorie până pe 9 mai. A, da? Când. Dă, deci, dacă te uiți la, la discursurile lui politice, o să vezi că atunci, când, la, la inaugurare, folosește foarte mult uh, pronumele personal. știi? Eu înțeleg uh, să fac asta. Eu uh, uh, voi proteja patria mamă, eu sunt cel desemnat să fac asta, este vorba despre el. El vrea să se proiecteze. Un sunt de mesianism. Da, e, e un mit personal, el, el și-a construit ăsta a fost scopul lui să-și construiască Eu un mit cred... personal, dar hai să spun ceva. Uh, nu este întâmplător, nu este o pornire a lui, nu este o nebunie. Da? Uh, tipul ăsta de discurs și poziționarea lui și strategia lui politică are în spate uh, cercetări serioase. Adică el știe foarte bine care sunt așteptările rușilor de la un președinte situația în Rusia este foarte complexă. Nu știu, să mă refer la o, la ceva mai recent. Uite, în 2016, Levada Center a dat un, un sondaj de opinie în care a arătat cât de, cum văd rușii, cum se raportează ei la putere. Da? Și pe baza acestor... Un politician trebuie să știe tot timpul cum arată societatea pe care o reprezintă. Care sunt emoțiile ei, care sunt așteptările ei, ce vrea să audă. Deci, Putin să nu-ți imaginezi că spune lucrurile întâmplător. Absolut deloc. Nu, no, sunt convins de asta. Da. Deci, el are. are uh... E foarte formal și da. foarte punctual, am văzut, da? Da, pentru că, uite, uh, ca să și termin comparația puțin, Dacă ta... într-o primă fază mi s-a părut că și-a pierdut mințile, ulterior m-am răzgândit. Nu, e foarte calculat. Și da, sigur că uh, sunt niște diferențe. Culturale frapante, adică temiri, de ce nu reușesc să-și revină din această traumă a dezmembrării URSS, pentru că ei nu și-au revenit nici acum. Uh, rușii, da, a, trebuie să capător, înțelegi tot, tot contextul știi? ăsta din spate, așa. E. Și uh, trebuie să-i să, să înțelegi, sunt, sunt diferiți, deci sunt chiar diferiți. Și uh, mă tem că nu înțelegem. Adică, nu, nu că, sigur că nu putem să acceptăm uh, tipul ăsta de valori și de discurs, pentru că nu, nu ne aparține. Noi suntem altfel. Gândim altfel, am trăit altfel istoria, am văzut-o altfel, ne raportăm altfel la ea. Dar ei, gândește-te, ei au fost conduși atât de mult timp de țari uh, autocrați, uh, au avut dictatură, l-au avut, avut pe Stalin, încât ei nu știu, au aproape o alergie la sistemele democratice. O să-ți explic o chestie și aici e o discuție destul de complicată. S-a întâmplat să ajung prin uh, câteva țări africane și chiar sudamericane. Da? Am stat acolo suficient de mult cât să înțeleg contextul și paradigma în care funcționează oamenii. Uh, ei pur și simplu, dacă mă întreb pe mine și nu spun cu oareși ce superioritate, este o constatare absolut obiectivă. Nu au în ADN-ul lor ideea de democrație. Nu poate să funcționeze în această paradigmă. Ei funcționează în alt tip de contract cu statul sau cu autoritatea de acolo și aia este. Rusia nu e nici ea departe de, de contextul ăsta, destul de bizar pentru că democrația, hai să zicem, funcționează pe platforma asta a creștinismului în Europa, în Statele Unite. Da? Ei care sunt de asemenea creștini au, au cu totul altă alt paradigmă. Așa e. Da, e mult de vorbit, și nu mă tem că nu, nu stăpânim nici eu, nici tu, suficient de bine acest subiect încât să. Uh, e vorba explicăm de. Explicăm a... succint o, o, o temă atât de complexă. Este o, o, o altfel de, cum să spun, de a accede în uh, ierarhia socială. E alt tip de. de alt tip de valori. La ce te referi? La fiecare ierarhie a unei țări, da? Fiecare țară are o, o, a elita ei, da? E, e, ca să acces la elita aia, sunt tot de mecanisme. Unele funcționează în democrație, altele funcționează în statele mai puțin democratice sau totalitare. Rusia funcționează în alt tip. China, iar de asemenea, funcționează în alt tip de a de la elită. Rusia este o țară imensă. Ce vreau? Nu știu, șapte fusuri orare, cred. Șase. 6. Mm. Adică, ei au avut niște granițe foarte volatile în istorie. Trăiesc cu obsesia a securității. O au și acum. Sunt obsedați de securitate. Identitatea lor, asta, cum să spun, brandul național pe care a încercat să, sau conștiința națională pe care a încercat să o modeleze Putin, se bazează în mare parte pe trecutul ăsta istoric, știi, la care se raportează rușii și care în continuare se vede treaba și din cercetările de piață, sondajele de opinie, e că își doresc foarte mult să aibă în continuare un tătuc, o, o, mână, de fier, Asta e da. o mână de fier, care să-i țină, să țină, să țină în frâu și să îi apere de acel dușman, care este, le suflă în ceafă, în permanență. Pentru că li se, li se induce această idee că trebuie să avem grijă de noi, Uh... Dacă, știi, în 2007 la München, Putin a avut un discurs care a uh, trezit frisoane în politici. Știu, în era previzibil până la urmă. și a dat, deci a, a, a dat niște mesaje foarte puternice. Uh, din analiza discursului lui de atunci, sigurare are, nu știu, cred că are mai puține 200 de de vizualizări pe, pe YouTube, știi? Gândește-te la un filmuleț, nu știu, cu Bianca Drăgușanu cu pisici, sau, cu, cu sau cu altcineva, sau cu pisici, știi? Câte vizualizări, cine cine se uită la discursuri politice? Ne trezim așa, într-o situație de război, că brusc suntem toți experți în Putin în spațiu estic, în Zelenski și în. Și în vaccinuri și în, vaccinuri, și în sisteme democratice versus sisteme autoritare. Păi, aici aici voiam să ajung. că am această eternă problemă cu comunicarea care mi se pare din ce în ce mai complicată. De pildă avem presa pe timp de război care presupune că uh, trebuie să ne ferim de propaganda dușmanului pentru sănătatea noastră, dar să avem noi propaganda noastră. Uh, Primesc zilnic Asta știri, înțelegi tu. Primesc zilnic de la presa oficială, da? Cum recomandă cna ul să urmărim nu numai știrile oficiale. Nu. Mainstream. Uh, ce nu există așa ceva? Comunicatele Prez... oficiale? Păi, ba da, dar dacă faci referire la vizualul ăla al cna ului cu surse oficiale, așa ceva nu există, conceptul ăsta în comunicare. El s-a dat. Păi știu că, știu vizualul, dar A. nu există. Deci nu există. Așa. Ce e sursă oficială? Ce spune guvernul, nu? Nu. Nu. Că ce ai e așa, sursă, sursă ai documente oficială? oficiale, ai declarații oficiale, ai uh, surse guvernamentale, dar surse oficiale, ce A, e aia? Bun, am înțeles. E, okay, păi bine. Ei, adică, eu, eu înțeleg ce au vrut să... Facă într-un fel. Dar nu a ieșit ce trebuie. Măi, eu, de când a început răzmerița peste graniță, primesc zilnic următoarele știri: Nu știu ce babă, da, a dermat în Ucraina, a dermat în Ucraina o dronă cu un borcan de, de, de murături. murături da. Zelenski marele lider al lumii libere care încearcă să țină țara de cotropitorul de parte de cotropitorul rus a spus a spus, a spus, a spus într-o zi, într zi, într zi după ce a primit trei bombe pe lângă ha ha nu m-ați nimerit copilării de genul ăsta da, nu știu la ce te referi cu Zelenski. Asta cu bătrânica o iau ca fapt divers. Adică uh, n sunt e, tot soi de. E o informație pe care n-am cum să o validez, și oricum este o, o chestie de. Nu ce, noi nu știm ce se întâmplă acolo. Deci, noi spun. Război informațional este și de o parte și de alta, Absolut. Ca să ne lămurim. Absolut, da. Eu veneam cu aceste exemple, care ele, de fapt, că asta mă, mi se pare mie foarte îngrijorător, ele o duc la un tip de depresiune asupra populației și aici și peste graniță. Mă, mă uitam zilele astea la un, stai puțin că l-am și notat, un, un sondaj care s-a făcut în Statele Unite și care și ăsta era amuzant scris, 31% dintre americani sunt pentru a trimite trupe în Ucraina. Nu începea cu 69% nu vor război și trimiterea trupelor în Ucraina, începea cu 39%. Știi, deci, ăla era mai important. Deci 69% nu vor. 69% nu vor. Dar uh, punând atâta presiune pe, pe opinii... E sigur de sondajul ăsta? Da, da, da. A apărut, okay. Nu dau sursa. Uh -huh. e, uh, punând atâta presiune uh, pe, pe canalele media lumea s-ar putea să înceapă să-și dorească foarte tare războiul, ceea ce ar fi contraproductiv pentru toată planeta. Și atunci când ai o presiune din partea populației pe care ai convins-o că războiul este necesar, o să ajunge la un dezastru. Și mi se pare că se întâmplă asta și aici comunicarea mi se pare o armă care poate fi devastatoare pentru noi. Păi, războiul sigur că nu este necesar, este de evitat. Dar acum vorbim de. Lumea e făcută din vorbe care se aruncă da. mult prea ușor. Sunt situații uh, cum este cea din Ucraina în care o putere străină invadează un stat suveran. Despre asta este vorba. Deci. O relativizări se tot fac, că de ce, că trebuie să vedem de unde vine această pornire, cum comunică zelenski. Nu. facts, realitatea este că Rusia a atacat Ucraina. Mm -hmm, da, Bombardează Ucraina, mor civili, mor copii, emoția este extrem de ridicată. Și ar fi totuși o înainte. Nu vrea nimeni război. Nimeni nu vrea război, mm, pentru că războiul, bun, nu, nu să nu ne apucăm acum să analizăm inducția de armament și interesele. Dacă e să mă întreb pe mine, SUA nu. Follow the money. SUA avea, are altă, avea alt scop în politica externă, nu să stea acum implicată într-un război să apere Ucraina de ruși. Da, știu, să da. s-au niște ape. Așa. Deci nu, nu își dorește nimeni, a, mă rog, nu ne dorim acest război, simplu. Dar întrebarea e ce faci? Cum gestionezi situația? În, da, când ai război, când cineva îți declară război și e la noi la graniță, dacă e să vorbim despre noi, despre România. Știi? Adică nu e atât de simplu. Cum te poziționezi? Stai la primire sau încerci să te aliezi cu uh, unii puternici și să vezi cum, uh, cum îl oprești pe unul care, mă tem că știe doar de frică. Când o dai în contexte și n-ai cum să nu o dai în contexte, o să observ că este băi, o naivitate e obligatoriu să, să, vezi contextul. să să crezi că există ăla bun și ăla rău. Chiar mi-am pus... Știi dacă pe vremuri mi-era mai simplu, băi, se bate lumea, lumea occidentală, civilizată, există... cu, 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 cu partea comunistă. Acum lucrurile nu mai stau Dar așa. Dar nu trebuie să filozofezi. Trebuie să fii pragmatic. Trebuie să te gândești cine este ăla rău și la bun pentru tine. Eu mă gândesc cine este ăla bun și la rău pentru mine, Silviu. Nu mă gândesc să... Nu, nu, nu sunt uh, filosoful care stă pe margine și filosofează, vezi, Doamne, cine este la bun și la rău și hai să, din nou, să relativizăm și să vedem uh, uh, lucrurile, să le înmuiem un pic din perspectiva rusească, că văd că e tendința asta. Nu mă interesează ce e rău pentru mine, ce e bine pentru mine. Asta trebuie să mă intereseze. Ca țară. Da? Și suntem în, în niște alianțe uh, care sunt foarte importante pentru noi. Da, și trebuie să și le respectăm. Asta. Și trebuie să gândim un pic lucrurile și din perspectiva asta a, a ceea ce oferi tu uh, unui partener. Și să nu gândim tot timpul de ce primim noi în schimb. Și eventual totul rezumat la păpică, mâncărică și confort. Uh, da, avem și acesta. Pentru aspect că, vin, important iată, mă vin, vin situații de genul ăsta, și dacă e singur, uh, ai o problemă. Vreau să rămânem în zona comunicare. Am, am, avut acest, am avut aceste două evenimente în ultimele săptămâni s-a făcut o lună de când a început războiul, da. pic. Uh, am avut acea uh, știre cu benzina care a sărit la 11 lei în nu știu ce uh, sat prin țară. În Bihor. Da, în Bihor. Uh, și uh, în județul Bihor. Și uh, lumea s-a panicat, m-am plimbat în seara aia, eram m-am dat cu taxiul. Da, în m -a, și eu, a fost plin, nu da. mai aveai pe unde să circuli. Da. Uh, am mai avut o situație în care au căzut un avion și un elicopter. Da. Uh, și atunci lumea de asemenea s-a panicat. Accident, Nefericit accident. Uh, eu personal am avut atunci un moment, eram cu băieții la o bere și am zis apa, stai că păi uite, da, e de fapt lucrurile da, astea, ce că. facem acum de fapt și cum? Plus uh, a intervenit la un, un soi de panică care, mă rog, în... Grupul meu de prieteni a ajuns la nivel de glumă, băi ce dracu facem dacă trebuie să plecăm la arme, care o să duce în comunicații, care o să duce la popotă, am avut și de această situație. E, aceste, aceste trei exemple uh, s-au propagat în conștiința noastră, înțelegi? Cum funcționează ele? Poate să le folosescă cineva drept uh, manipulare? Era atât de simplu să trântești o poză pe Facebook care să se viralizeze, cum a fost cazul benzinei? E atât de simplu să faci treaba asta? Și tu ce crezi? S-a făcut sau nu deliberat? Să vezi cum funcționează lumea deci, în astfel de situație. hai să... Uh, se, este foarte simplu. Desigur că este foarte simplu. Dovadă că... Și nu, nu este simplu doar de acum, de când avem social media. Suntem aici pe terenul paranoic. Este simplu de când, de când povesteam noi, de episodul Orson Welles și Războiul Lumilor. Dar acum este și mai simplu. Băi, ai o producție la care niște oameni au muncit aici, ai trântit o poză pe social media. <laughs> deci este foarte simplu să manipulezi. Acum. Pentru că lumea are acces la aceste rețele sociale, oricine poate să spună orice, poate să posteze orice, dacă ești slab de înger și bagajul tău informațional este redus, viteza de a crede, ca să nu folosesc o expresie prea colocvială, e foarte mare, adică te păcălești foarte repede, pot fi folosite în mod evident. Dar există niște Principii etice în comunicarea de brand, de produs, da, în PR, care te ajută pe tine, comunicator. Adică, asta, prima regulă, să nu minți, te ajută pe tine. Pentru că să placezi o minciună îți deschide drumul. Cutia Pandorei. Da, unor crize de comunicare colosale. Deci poți, poți să mori ca produs din, din cauza asta. Um, e foarte important să privești cu scepticism informațiile care nu vin din surse verificate de tine. Consumul informației trebuie să fie uh, exact ca ăla de alcool, știi? Să fie responsabil. Nu trebuie să citești toate prostiile. Alegeți niște surse, sau dacă vrei, ai, nu știu, o oră pe zi în care vrei să te distrezi, poți să intri pe niște site-uri de asta. Dimineața dar, la cafea, da? Dar să -o, o faci cu detașarea omului informat, știi, care, că și eu văd, mă mai uit la posturile românești de știri, rar, e adevărat dar la unele dintre ele aproape deloc, dar uneori mai dau și mă distrez foarte tare când văd burtierele. Ai, ai un simț al știi? absurdului dezvoltat eu am luat pauză de la acest aspect, dar să-ți explic de ce. Odată că n-am televizor și nici nu mai trebuia mai ceva mai multă liniște la cap, dar de câte ori m-am numerit pe la aceste posturi de știri, mai ales m-am uitat pe internet când au mai fost situații în care am considerat că trebuie să mă uit am constatat aceste două aspecte. Unu, se vine cu adevărul de acasă, deci noi doi nu ne vedem la televizor să avem o dezbatere pe subiect în care eu am o opinie și tu ai o opinie și să ajungem la un adevăr comun. Lucrul ăsta nu mai există, se vine cu adevărul de acasă și da, nu. se urlă. Deci pe orice post de știri dai, poate excepție să facă Alev News, da? Pe orice post de știri dai, cineva îți urlă în cap. Te ceartă. Ba că nu te-ai vaccinat, ba că te-a luat dracu, ba că... <fie> Băi, scuza mă, dar s-a ajuns, ok, s-a pus talpa pe comunicare aici, avem doar comunicare pe timp de război și vine extraordinarea televiziune Antena 3 care îmi dă o simulare pe post de realitate, înțelegi? O simulare dintr-un joc pe post de realitate cum o antiaeriană dărâmă dă un avion și a se și catapultează. Da, asta a fost o greșeală, mă rog. S-au făcut greșeli mult mai mari în televiziunea din România față de asta, dar sigur că e deranjant, adică acuratețea... Doamne, da. băi. Dar s-a diluat, s diluat foarte mult uh, uh, profesia de jurnalist. Adică, um, jurnalismul de opinie a ajuns să fie regula. Asta spune, spune, apropo de ce spuneai tu mai devreme, că nu se întâlnesc uh, două persoane în studio să-și uh, uh, alăture opiniile și de acolo să iasă adevărul. Adevărul nu o să ți iasă din opiniile invitaților din vreun studiu. Adevărul e, trebuie validat de fapte, de realități, nu de opinii. Uh, se aduc invitați, de exemplu, care n-au nicio legătură cu subiectul. Medici care vorbesc despre prețurile la energie. Dentiști care vorbesc despre COVID. Exact. Uh, ingineri care Specialist vorbesc despre COVID. și experți, COVID. că ți-am zis că vreau să mă feresc de aceste cuvinte. Care uh, nu există măsură. spun experți. Măsură și discernământ. Din păcate la foarte mulți producători de televiziune, pentru că cei mai mulți dintre ei nu au experiență. Nu au, nu au avut niciodată pixul în mână să scrie o știre, n-au alergat în viața lor după o știre, nu știu ce înseamnă cât de greu se obține o știre, cât de greu e să o verifici. Responsabilitatea pe care o poartă, informația pe care tu o livrezi publicului, ei nu știu lucrurile astea. Și atunci totul este un, o poiană lui Iocan de calitate foarte proastă, de cele mai multe ori, dar să știi că nu e numai Unde aici. Unde se emit niște niște enormități, nu poți să te uiți. Eu am spus mai devreme că mă distrez când văd anumite burtiere, pe, dar mă și întristez, adică este A fost una cu Rusia, urmează să atace. Sunt oameni. Da, nu, sunt, uh... sunt lucruri care modelează niște percepții niște valori, îți modifică niște valori în societate, adică, în timp, știi? E foarte important să, să fii profesionist și să spui, să-ți să cunoști măsura cumva. Mai există un aspect pe care noi în presa românească, da? Îl știm de, de multă vreme, este acest aspect al cenzurii, care ea funcționează sub diferite tipuri. Spre exemplu, Ești un jurnalist, da, într-o redacție și ai un subiect bun sau bombă, dar care s-ar putea să contravină cu agenda redacției, dacă am înțeles ce vreau să spun. Și atunci te duci la șeful și șeful îți spune, bă, nu-i interesant acest subiect, știi, și îl lași deoparte. Există și cazuri mult mai grave de cenzură. E, spre exemplu, un SRL, un LTD, da, și a permis, și nu numai unul, și au permis mai multe să cenzureze discursul unui președinte american. Așa ceva nu s-a întâmplat în istoria jurnalismului vreodată. Ce încercam să spun este că aceste puseuri de cenzură pe care noi le-am întâlnit aici la marginea Orientului, aceste puseuri feudale, voiam să spun, de cenzură pe care noi le-am tot întâlnit aici la marginea Orientului, dintr-o dată le-am constatat și peste ocean. Ia uite, Uită-te la CNN, uită-te la... Am tone de exemple în acest sens. Uh, și, uite, așa a apărut ceea ce se numește delictul de opinie. Din câte știu eu, Statele Unite au ajuns o mare putere din două mari motive. Libertatea de expresie, în care poți să spui orice tâmpenie, da? și eventual bunul simț te elimină de la masă când ai spus o tâmpenie, Uh, ori uh, ce am zis liber, uh, libertatea de expresie și alternanța la putere la patru ani. Aceste două aspecte au făcut din Statele Unite o, o, o putere foarte mare. E, lucrurile astea au început să vă în cap. Și în ultima vreme se observă uh, alternanța la putere încă nu, slavă domnului. Uh, dar uh, libertatea de expresie și de opinie. S-a transformat brusc în delict și este și pedepsit. Și vezi asta și în cazurile, hai să zicem, minorităților sexuale care au, 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 au inventat acest cancel culture, vezi asta și la nivel politic. Cancel culture nu a fost inventat de minoritățile sexuale? De minorități, punct. Nici, asta nu, nici cu asta nu sunt de acord. Cancel culture e un fenomen care cumva dacă e să analizez psihologic, apare firesc, nu e normal, evident, este extrem de deranjant. Dar este firesc în contextul uh, informațional de astăzi, din prezent, în epoca modernă. Uh, important e cum îl uh, cum îl anulezi Eu de nu înțeleg de ce răgaci. Eu nu înțeleg de ce de îi ce zici firesc că mie mi se pare mic firesc Pentru aici. că e normal Se pare o, o, o previzibil constantă. nu firesc era previzibil ah. că vom ajunge în situația asta nu firesc Da poate e o da, da, am alegere am înțeles, am nepotrivită dar era previzibil și sunt multe lucruri situații previzibile Da vom ajunge și în alte puncte nu, să ne aducem aminte, acum un an de zile sau doi ani, ce răzbel ieșise pe Facebook, cel puțin, să... între vacciniști și nevacciniști. Da, dar stai așa, deci spuneai de, de libertatea uh -huh. de expresie. În momentul ăsta, mie mi se pare că libertatea de expresie este la cote maxime. Oricine poate spune orice. E, când oricine poate spune orice și are și platforme și instrumente prin care să o facă, are o grămadă de canale orice om simplu care nu are experiență într-un domeniu poate să devină un lider de opinie la el în sat, de la el din sat se duce în, știți se lărgește cercul e atât de simplu, deci libertatea de expresie este la cote maxime în momentul de față și este firesc, din nou, previzibil să apară și aceste fenomene: prin care cei care sar gardul sunt anulați de alții care sunt poziționați la extrema cealaltă, da? Tonul este foarte agresiv, lupta nu se mai dă pe, pe fapte, pentru că, repet, nimeni nu are timp să valideze niște informații. Și totul e ce mi se pare mie, ce vreau eu să cred și ce corespunde așteptărilor mele. Nu am cum să-ți accept adevărul tău că nu corespunde așteptărilor mele. El poate să fie validat de, de fapte, dar dacă nu corespunde așteptărilor mele, bagajului meu cultural, educațional, informațional, nu o să-l accept. Aceste abuzuri de a închide gura cuiva mi se par contraproductive pentru orice. Am câteva exemple. În pandemie, mă uitam la tot soiul de podcasturi străinești și românești și la un moment dat era un domn de etnie romă, român, la 27 de ani, altfel și foarte bine intenționat. Că asta mi s-a părut și mai îngrijorător. Omul era realmente bine intenționat și explică următorul lucru și anume că în show-urile astea românești de stand-up se fac prea multe glume cu țigani și atunci ar trebui să nu prea le mai facem pentru că ele duc la o creștere a rasismului. Băi, m-am speriat, jur. Adică n-ai cum să gândești în termenii ăștia. Eu dacă sunt stand-up comedian și mă duc, sunt invitat la o adunare de polițiști, păi eu să fac lume cu polițiști, nu? Da. Doar că... Um... Și de când umorul? Știi, știi care e primul pas atunci când vezi o abordare de genul ăsta sau o, o declarație de tipul ăsta? înainte să reacționezi, știi că prima... da un pumn în perete. Știi, te enervezi, cum poate să spun așa ceva, pentru că background-ul tău, bagajul tău cultural este altul, e diferit de al lui. Când faci parte dintr-o minoritate care are niște sensibilități, ai văzut... Bă, dar ce în ce mai sensibil toți. Știu ce spui, da măi, ei au încercat să se adapteze așa cum au putut, pentru că nu au fost foarte ajutați. Și ce a ieșit, acum nu ne convine, dar nici noi n-am întins foarte multe mâini. Deci trebuie să vedem lucrurile corect, dacă vrem să ne însănătoșim. Până la urmă trebuie să trăim unii cu alții și trebuie să vedem cum putem să ne ajutăm și să nu ne dăm în cap, că nu ajungem nicăieri. Deci tu trebuie să te gândești când vezi o declarație de genul ăsta, să te pui în locul celuilalt un pic. Pentru că asta îți face și ție bine. Nu te mai enervezi, nu riști să te duci pe o pantă extremistă doar fiindcă bagajul tău cultural e altul. Să te gândești un pic de ce spune asta. Trăim într-o lume. S-ar putea să spună asta pentru că vine dintr-o zonă care istoric a avut niște probleme și are niște sensibilități care sunt firești. Cum ne simțim noi ca români când vin francezii, sau nu știu, nu francezii neapărat, dar cineva un vestic. Și ne face, uh, nu știu, bețivi, uh, hoți, uh, infractori. Cartiera lui Ilbeck este da. prindă, de singura referință la români, sunt prostituatele din francez. Lasă-l pe dânsul. Lasă pe dânsul. Eu a voi e vor... o imagine da. bună, mea. Deci, știi? Nu, nu cred că-ți place, nu cred că-ți convine. Am lărgit un pic cercul ca să Da, o -o am la... înțeles, dar de aici până la a cenzura opinii, de aici până la, spre exemplu. Aici okay. e, e discutabil. Deci, eu, eu personal aș face, dacă e să mă întreb pe mine, mi-aș fundamenta această idee făcând realmente o cercetare pe toate programele astea de glume și ce mai sunt ele care apar public. Și chiar aș face o cercetare să văd prevalența glumelor eventual nereușite cu rom sau cu alte minorități față de glumele, alte glume, da? Și acolo s-ar putea să văd un pattern. Deci asta trebuie validată științific, concluzia asta. Că cineva a spus-o, poate a spus-o dintr-o sensibilitate personală și eu respect. Dar ca să iei o măsură, ca televiziune sau ca for, ce ești tu, organizație media sau în fine, că oricum nu prea avem organizații mine, dar să zicem, să se adopte o politică la nivelul audiovizualului în care să o lăsăm mai subțire cu glume din anumite zone, trebuie fundamentată de o cercetare și validată de o cercetare. Să Ce vedem dacă într-adevăr este întâmplă. așa. Pentru că dacă este așa, înseamnă că Emoția și sensibilitatea persoanei respective este validată. Măi, lumea a devenit foarte emoțională și toți suntem acum niște sensibili care ne spargem de la vor și ce afirmați. Cum să spun, mi se pare aberant că am acest exemplu în cap. Dacă întrăznești să-ți ridici, măcar o, o mixem de întrebare la uh, eficiența vaccinurilor anti COVID, doar dacă întâznești să, să ridici o întrebare, ești. În momentul 2 catalogat de o majoritate drept extremist de dreapta și anti -vaxxer. Înțelegi? Nu te arunca cu generalizările. Păi, nu nu ești catalogat nu, extremist. Nu m-am aruncat sunt, cu generalizările. Sunt, tocmai le-am constatat. Sunt talibani și de o parte și de alta. Absolut. Am văzut. Nu. Uh, și încă o, înc -o uh, treabă. Facebookul nu înseamnă toată lumea. Bula de pe Facebook nu înseamnă toată lumea. Bula ta de pe Facebook nu înseamnă toată România, Slavă toată Domnului. lumea. Uh, hai să nu mai generalizăm atât, hai să nu ne mai panicăm atât dacă cineva ne face proști dacă cineva ne ia la mișto pe Facebook dacă serios trebuie, cum să spun, hai să nu mai petrecem atât de mult timp pe rețelele sociale -am detectat... nu trebuie, să, să nu mai avem obsesia asta să ne placă toată lumea să fim populari pe Facebook îți alimentează un narcisism extrem de nociv uh, social media da, știu, trebuie să, te ții cu mintea, trebuie să te ții cu mintea cât mai lucidă și mai rațională. Nu te mai uita la cei care te ceartă că ai curajul să, să îți pui o întrebare. Tu poți să spui ce întrebări vrei tu. Cum adică? Am libertatea să-mi pun ce întrebări vreau eu și să contest orice. Spiritul critic este esențial pentru sănătatea ta mentală, de Dintre, individ, din... de consumator. Dacă nu ai simț critic și nu pui în balanță orice informație pe care o primești, înseamnă că ești o plantă și ești foarte ușor de manipulat. Deci chestiunea asta e valabilă pentru toată lumea. Uh, Taliban, repet, vor exista întotdeauna și de o parte și de alta. Uh, social media le-a dat niște platforme și o portavoce prin care fiecare să devină important și fiecare are o opinie de spus și am citit un articol despre Putin și brusc am devenit expert în Putin. N-am citit în viața mea o carte de istorie, n-am deschis-o, dar brut sunt specialist în spațiu estic. Adică... Uite că ajungem totuși la acest punct comun. Eu personal n-am neapărat o problemă, am dezvoltat skill de igienă psihică. Sunt foarte importante. Știu. Dar nu pot să nu constat nevroza colectivă care există în oameni și care odată, cum bine ai spus, există pe Facebook și ce, ce asta presupune că fiind cum e, nici măcar nu, nu e un loc uh, real, știi, uh, și nu poți să o transpui da. în viața socială versus uh, te trezești peste noapte cu toate benzinările țară, din țară cu cozi, înțelegi, e un tip de isterie generală și un tip de, de, de nevroză care s-a amplificat în ultimii ani, am dat-o din una în alta, am ieșit brusc și absolut bizar din pandemie, am intrat acum în această problemă. Știi, de ce a prins foarte bine uh, manipularea asta cu prețul benzinei? Pentru că ea venise pe un fond deja uh, instabil. Prețul carburanților oricum a crescut. Și o să mai crescă. Să Știi? Adică nu am, am dormeam și brusc am simțit că se zgâlție patul. Nu! El deja vibra un pic. Și cineva a venit și a zis, că peste câteva ore sau mâine o să vină cu tremurul ăla și tu deja știai, adică cumva ți era frică pentru că aveai vibrația aia. Știi? Și ți s-a părut absolut rațional. Da, dacă el oricum a crescut în ultima vreme, nu mi se pare așa dubios să crească de mâine cu 2 lei sau cu 3 lei. Dacă mai vezi și o poză sau două sau trei cu prețul uh, carburanților la acele stații de carburanți care uh, Da, sper că a fost chiar o singură În Ungaria, poză. da, ca uh -huh. urmare a faptului că uh, s-a plafonat prețul în Ungaria, evident că o companie uh, a decis să aplice o politică de preț la granița da, cu fost România în care și da. cu, cu transportul, și da. cu uh, Dar, adică nici nu mi se pare așa uh, gravă reacția. Și asta cu proștii știi care au stat la coadă, să sigur tu acasă, chiar dacă ar fi crescut Silviu de, de, de a zi cu 11 că lei pe litru. O, 100 de lei la, 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 la salariu foarte multora dintre noi contează un râd de oameni. Absolut, ăștia, absolut. Nici care da, dus ideea la ulei și la... Adică dacă ar fi stat 5 minute în plus și și ar fi folosit neuronii, s combustibilul pe care îl consum eu stând la coada aia și timpul pe care îl consum stând la coada aia, ce aș putea să fac eu în timpul ăsta? Și nu să stau ca prostul la o coadă. Merită? Știi? Am văzut uh, un... Cât pot să, cât pot să, cât pot să alimentez? Cât, cât, pot să vină cu tomberoane? Doamne, am văzut pozele alea cu tomberoane. Uh, omul ăla sărac cu care a venit cu nu știu ce rezervor și s-a răsturnat. Pe stradă, de... da, da, nu, da, trist, da, rău, trist. Da, da. adică chiar mi se pare foarte trist. Erau vreo, șapte mii de lei care s-au vărsat, uite așa, da, pe stradă. Da. Și au fost și amendat. Da. Și pe bună dreptate nu așa se transportă, în fine. Da, și asta, disperarea, e, e uh... Îți dă mai multe, îți semnalează mai multe probleme. Ce încercam să subliniez, și văd că am ajuns ușor ușor la un punct comun, și anume că există de ceva vreme această nevroză, isterie generală, la nivel planetar, dacă mă întrebi, sau cel puțin în zonele unde există și multă presă sau accesibilitate la informații, care, băi, ne-a -ne -ne stricat viața cumpliți nu mai găsești, nu mai poți să ieși din casă, nu se a întâmplat nici înainte București suferă de această nevroză de ceva vreme, știi? Dar acum s-a amplificat, știu, mi-aduc aminte în pandemie, erau oameni păi, care început să răsăgurile prin bine? casă Păi cu ce ți-a stricat viața? Nu te uh, interacțiunile interumane și-au scăzut, și scăzut calitatea uh, discursul între uh, cum să spun, lasă discursul de la TV care e mai mult sau mai puțin oficial discursul între prieteni păi da, da, da e, e, a, a, am ajuns e cu voia participantului Silviu Te aduce nimeni aminte să... de anii 90 când erau, erau divorțuri care era cu Iliescu și care nu Ce mi s-a părușit beran și atunci ai, mă, cum trebuie să divorțez că ți place Iliescu și ți-a ți la cap eh, uită te în momentul ăsta înmulțită cu grație social media cu, cu grație cu ghilimele de rigoare înmulțită la nivel planetar adică ce bagă zavera, ce Buzania, <laughs> folosește, da. folosește o frază mai scurtă. Deci faptul că avem acces la foarte multe informații e... și avem foarte multe platforme de, de media, nu? Da. Ne face să ne înstrăinăm unii de alții, să devenim mai asta încerc să-mi spui, nu, să devenim mai paranoici să să slăbește calitatea comunicării interpersonale, la asta te referi. Da. Nu? Și calitatea vieții, da. Calitatea vieții... Păi da, vine la pentru... pachet, da. Păi da, calitate... ca la da, da, pentru că stai ca prostul pe Facebook în loc să -ți... să ieși în parc. să Tu nu te-ai te da cu sau... prietenii tăi în pandemie pe tot soiul de teme? Mm... N-ai ajuns la nevroze? Că eu nu am ajuns. Nu prea. Nu prea. Nu. Înțelegi, tu faci meditații dimineața sau ai... Eu sunt conflictual compulsiv <laughs> și nu reușesc să... Nu fac meditații dimineața, dar... Bine, am și prieteni. de am sunt prieteni, nu? Am prieteni destul de echilibrați. Adică eu asta caut la un prieten, să aibă mintea la. să aibă echilibru. Să nu iasă din fire, să-și țină firea. Se mai poate întâmpla. Nu, Cum să nu? Stricăm o prietenie că ce? Că eu cred în vaccin și tu nu crezi, n-am. Deci n-am. Prieteni care să nu creadă în a, vaccin. Nu s-a pus problema sau... de stricat neapărat prietenii, dar. Dar de... dacă aș avea un, un prieten sau o prietenă care mi-ar spune sau care mi-ar fi spus eu nu cred în vaccin, aș încerca să aflu de ce. Adică, uh -huh. de ce nu crezi un vaccin? Știi? Eu știu de ce cred în vaccin. Acum, în funcție de restul lucrurilor care ne separă sau ne apropie, putem lua decizia de a mai fi prieteni sau nu. Dar doar de la faptul că unul nu crede în vaccin, și eu cred în vaccin, el are argumentele lui, eu le am pe ale mele. Ce încercam să-ți explic este că, uite, și acest gen de gâlceavă a ajuns să strice viețile oamenilor. Pentru că este, este o... cu voia participantului, Silviu Vrei să-ți strice și viața cu, sau... cu Bun, parților, mai, mai băi, și nu? Mai, pentru... și descoperi, mai și descoperi niște lucruri în celălalt. Cu, în, în, în situații de astea de criză, care ne afectează pe toți, descoperi niște lucruri. Poți avea surprize, recunosc. Uite adică o... să vezi într-o lumină cu totul nouă o persoană. Pentru că e cu siguranță vorba de mai mult decât de acceptarea vaccinului sau recunoașterea faptului că există COVID. Știi? În spate sunt mai multe, mai multe lucruri și le descoperi cu ocazia asta. Ăsta e doar factorul declanșator, poate fi doar factorul declanșator, ăsta nu crede în vaccin. Ok, dacă nu crede în vaccin, înseamnă că nu crede nici, e posibil să nu crede nici că pământul e rotund sau poate că, știi? Mă rog, poate bă, să spun... da, înțelegi ideea, știi? Te duci un pic mai în spate, că vrei să nu, vrei să-ți conservi uh, energia și să ai parte de echilibru în viața ta și dacă ai persoane de astea care îți strică feng shui sigur că nu le mai vrei în jur și atunci încerci să descoperi, stai un pic, că poate nu doar COVID nu crede, poate nu crede nici în alte chestii în care eu cred și atunci ne separăm, că sunt prea multe și mă destabilizează pe mine. Unul la mână. Doi la mână, informațiile care te sperie sunt prea multe. Trei la mână, trebuie să-ți povestesc o, o treabă relativ personală și un tip de paradigmă în care eu nu funcționam neam și m-am trezit uh, paranoic uh, și atent. Uh, am făcut și eu acest COVID, acest COVID uh, l-am făcut în punctul A și a trebuit să mă întorc în punctul B unde locuiam de fapt, știi? Am aflat că l-am în punctul A, m-am mutat în da. punctul B uh, și am intrat la izolare. Uh în timpul deplasării mele din punctul A în punctul B, nu mi-am dat prin cap să-mi dezactivez de la telefon uh, locația. Și au început să, sune, să mă sune de la DSP și vorbisem cu ei cu o zi înainte. Și băi, au sunat de vreo 3-4 ori. Și băi, am devenit brus paranoic. Zic, băi, Ăștia să uită pe, pe unde Dumnezeu sunt în București și au aflat că nu stau în locul ăla și să vezi că mă urmăresc acum. Am avut acest gând paranoi și nu le-am răspuns la telefon decât că m-au sunat și ăștia insistent. Uh -huh. Mă sunaseră de fapt ca să-și facă o, un soi de confirmare în, în baza lor de date și era pe fișa postului, probabil da. să mă sună. M-a mai sunat odată pe a fost relativ amuzant, m-a mai sunat odată pe confundându-mă cu un altul cu același nume, cu mine. Da. da. mă rog. Dar am devenit paranoic și schizoid gândindu-mă, zic, bă, uite cum peste noapte statul este foarte interesat de viața mea și de unde mă umblu eu prin orașul ăsta, știi? Da. Am avut acest moment. Zic, bă, Păi, statul trebuie să fie interesat de viața ta, dar nu. Păi, da, dar nu de intimitatea mea. Păi, nu. Și aici, păi, uite nu. Ce, ce mai avea un pic mă trezeam cu arafat la pat. Da. Nu. Și contează foarte mult pârghile pe care le folosește ca să aibă grijă de noi toți, nu? Ce comunică? Să comunice. Auzi, să am comunice a... eficient, să comunice corect, să comunice pe o singură voce, să se armonizeze unii cu alții. Să respecte ceea ce spun, dar nu e o chestie doar la noi, adică ai văzut că și alții au sărit pârleazul, chiar pârleazul fixat de ei, vreau să zic, știi? Tu ca autoritate publică definești un cadru legal, normativ, în care să funcționeze societatea într-un anumit moment, într-un anumit spațiu, criza pandemică, de exemplu. Tu ești parte tot din societatea respectivă. Uh, trebuie să fii foarte atent ca politician, dacă îți mai dorești o carieră politică, trebuie să fii foarte atent la tot ce faci în, în perioada aia. La noi nu există follow-up ăsta pe care să-l facă electoratul, adică sunt puțini cei care urmăresc parcursul unui politician, că asta e o variantă prin care poți să te asiguri cumva că faci alegerea corectă sau investești încredere în cine trebuie. Trebuie să-i vezi un pic poziționarea și discursul, să-l măsori un pic în timp. Și să-i vezi modul în care abordează diferite teme în diferite contexte. Să vezi dacă își respectă niște promisiuni, să vezi dacă e consecvent, să vezi dacă e eficient în măsurile pe care le, le ia, dacă are o contribuție bună în, în forurile în care activează și te ajută cu ceva. Dar nu urmărim lucrurile astea. Ne lăsăm foarte ușor cuceriți. De tot felul de figuri care suntem foarte esteți, ne plac oamenii frumoși, nouă, neapărat să fie frumos. Dacă nu e frumos, să avem o problemă. E mai puțin important ce mesaje transmite, cât de coerente sunt. Trebuie să ne cucerească, să ne facă din vorbe, să știi. Suntem, din păcate, un pic superficiali la evaluarea politicianului. Nici oferta nu este extraordinară, știi? Garbage in, garbage out. Atât s-a putut. Atât a, produce, atât a produce sistemul educațional din România, atât a produce selecția politică în România. Asta voiam să te întreb dacă te referi exclusiv la România. Uh, nu. Da. Bun, acum. Că se vede, se vede rezultatele a 20 de ani de educație. Ultimii Dar asta vreau ani. să spun. Trebuie să fim un pic mai atenți și să măcar la asta să ne uităm. În ce context a făcut uh, cu declarația respectivă? Vai, este cumva campanie electorală? Vai da. Atunci nivelul meu de scepticism trebuie să urce un pic. Uh, este post campanie electorală și nu mai are a fost deja ales, este deja nu știu, președinte, premier, Uh, nu în, primii, în primele șase luni În primul an, prima perioadă de mandat imaginea ta se erodează Teoretic, la noi cu stabilitatea politică E mai greu că Se scurtează timpii ăștia foarte mult Dar toată lumea vrea să fie populară Toată lumea vrea să fie populară Le e frică de măsuri impopulare Le e frică să-și asume niște lucruri Pentru că Electoratul nu are Niște uh, criterii foarte solide De uh, Validare a unui politician. Am avut... Se lasă cucerit foarte ușor și de niște lucruri care nu sunt foarte consistente pe termen lung. Cred că aici este și o, cum îi spune, o problemă a politicianului român, mai ales să știa, noi care vin la specialiști ca tine, da? Și Dar eu nu politician, Ce zic Nu, eu? am zis politicieni <gri> care vin la specialiști în comunicare da. ca tine a, okay. și care uh, uh, au ca, ca prim instinct ca să acceadă în ierarhia politică, nu este să facă ceva să construiască un pod, să spunem, pe, pe domeniul lor, ci să-l atace pe un altul. Dar tu unde te crezi? În Titanic Vals? În păi cu Cine crezi că are interesul să construiască un pod? Păi, păi oamenii de acolo. Nu, nu dar vine nu, la mine la... ca să-l ajut în comunicare, nu vine la mine ca să-l ajut în construcție. Păi, n-ar trebui să explici se duce că ar fi, la mai, ar fi mai bine să, faci, să ai păi o activitate, e o reușită în spate, decât să-l pe X sau pe Y? Prima regulă a comunicării este aici să comunici. Păi să ai produsul, să -ai, ai ce să spui. Dacă nu ai produsul, dacă nu ai uh, cuvântul, inițiativa, fapta, lucrul pe care să-l comunici, e greu să comunici. Vezi, vezi exemple de comunicări total lipsite de consistență și de relevanță. Uh... Și nu e greu. Adică, uh, se fac, se fac lucruri, dar. Uh, fie nu sunt comunicate, fie sunt comunicate foarte prost. Mai e și problema asta de încredere în comunicatori. În România nu ai o cultură a comunicării publice. e. Na. Am avut acest summit săptămâna trecută, da? Și am avut aceste noi figuri ale politicii mondiale. Uh, am vorbit mai devreme despre cum se prezintă ca imagine, da? În calitate, din punct de vedere al comunicării. Cum se prezintă Putin, cum se prezintă uh, Zelenski. Uh, da. L-am văzut și pe Macron a apărut câteva să... zile nebărbierit, da, puțin, da, 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 mâncit, da, 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 el fiind da. în campanie electorală. Da, dar întotdeauna trebuie să te uiți la context, să analizezi contextul, asta îți zic. Este esențial să analizezi contextul, ai niște coordonate pe care trebuie să le vezi. Zelenski este în plin război, deci mută probabil locul de câteva ori pe zi, nu știu, nu mă picep, Dar are așa nu ceva din cu ca imagine, zic. Nu-mi place personajul. Sper da, treaba ta nu e... Nu. Am văzut că are mare nu, succes nu, nu, nu la fete. Nu trebuie să-l votezi, nu trebuie să așa. Uh, dar... Uh, eu, eu Nici ce nu trebuie să bage lumea în Eu lumea mă detașez mondial. de emoțiile astea personale că da. nu, nu ajută. Uh, deci el comunică foarte bine. Absolut de acord cu tine. Foarte bine comunică. Uh, Gândește-te la mesajul pe care, la discursul pe care l-a avut în Parlamentul britanic. Da, voiam să vorbim despre asta. Uh, da. Referințele lui la celebrul discurs al da, lui Churchill. Churchill. Da, Ce impostură. Uh, nu, de ce impostură? Bă, nu mi s-a părut contextul corect al lui. Păi n -a nu a fost fie. deloc impostură. Era, E o convenție implicită, da? se știa. Adică a fost atât de. De cursiv preluarea și de firească, trecerea și de bună, a folosit-o foarte bine. Pentru că el ce a vrut, ce a vrut Zelenski, să câștige capital emoțional, să transmită un mesaj emoțional, să fie familiar, Dar, să știu, atragă din prieteni. Din punctul să... de vedere al comunicării Știi? a funcționat corect? De și acord, a, a speculat exact, a mers exact unde trebuie că nu-ți place, este una. Dar nu poți să... Da, trebuie nu... să vezi lucrurile așa cum sunt, nu da. așa cum ți-ar plăcea să fie. Sau să se... Uh, faptul că nu-mi place un om înseamnă că nu-mi place nimic de la el. E o problemă cu tine aici, nu cu omul respectiv. Da, sunt multe probleme știi? cu mine. Nu cu tine, nu. zic da, în lumea general. Lumea știi, lumea Adică trebuie să, să vezi, nimeni nu e doar bun sau doar rău. Trebuie asta să, voiam să te să întreb. De la summitul ăsta și la uh, tot contextul ăsta politic, care ți se pare că s-a prezentat cel mai bine din actoarele? Mm. Fie Boris Johnson, știi, e și acea poză, a apărut acea poză cu toți, da. cu Boris Johnson absolut dezlânat <laughs> și cu plăvanul clasei, știi, bă? <laughs> în fundul clasei undeva stătea și el acolo. Uh... Doamne președinte! Eu... Da, să... țineți firea. Uh... <laughs> nu m-am uitat uh, la detaliile astea de semiotică foarte mult, l-am văzut pe Boris uh coborând așa despletit din avion cu cravata de de da, cu cravata care ajungea foarte jos. Era o cravată lungă așa știi părul cu părul le-am obișnuit. Boris a scăpat un pic i-a picat bine criza asta și a scăpat un pic a gestionat-o bine a avea niște probleme la el acasă și s-au dus un pic. Problemele astea au fost lăsate deoparte Cam peste tot uh, în vest. Au crescut un uh, sondaje Da, da. da, Asta da se pentru întâmplă că i-a ajutat. -a, nu întotdeauna i-a ajutat pentru că uh, eforturile uh, s-au văzut. S-a văzut o unitate de discurs, de politici, o uniune, știi? A ajutat foarte mult domnul Putin. Nu cred că și-a dorit asta, de fapt, sunt sigură că nu și-a dorit asta. Să creezi un tip de solidaritate. Da, el chiar, miza, el chiar miza, cred, pe uh, voci care disonante, știi, și pe o, pe o instabilitate. Uh, pentru că. S-a văzut, se vede în trecut În relațiile lui cu diferite state membre Vorbesc aici de UE, Nu vorbesc de SUA uh -huh, uh -huh. Um, Deci a mizat pe Niște capete care se iasă Din rând și să spună Eu nu vreau așa Eu au și vreau fost alt câteva. minte știi? Au fost și fost Foarte anemice Imediat au reintrat în rând Adică miza este atât de mare bizar, da. miza, miza este atât de mare Și au înțeles-o Pentru că atunci când ai o miză atât de mare Uh, o înțelegi, nu mai ține de uh, interesele tale de a fi popular cu orice preț și de a-ți menține aceeași linie de comunicare uh, populistă uh, pentru că îți arunci țara, risc să-ți arunci țara într-o situație de conflicte, trebuie să te gândești și în, în, în viitor. Ăsta se va termina războiul. Da? La un moment dat se va termina. Să sperăm că o să, eu cred că o să mai fim pe aici. Uh, dar trebuie să te gândești în perspectivă. Tu, ce Ce faci ca țară după ce se termină războiul? Ca membru UE, ce se întâmplă cu tine? Ce faci tu cu alianțele în care ai intrat și pe care nu le-ai respectat că ți-a fost frică de Putin? Că îți dă cu bombardeaua sau ceva. Uh, Știi. Fac, uh, spune, spune. Nu, că vreau să, să revin la evenimentul pe care la vorbeai summit. tu la summit. Nu l-am urmărit foarte la poză, știi, semiotic, așa, să vă semne, să analizez din perspectiva da, amuzanți, asta comunicare. Da, m-am uitat mai mult la mesajele care s-au transmis, știi. Uh, dar altfel, ți-am zis, ce transpare ca mesaj de comunicare e o unitate care se vede și pe care Putin și-a dorit-o. Din punct de vedere al comunicării exclusiv, Uh, noi, ca poziție uh, față de această situație, la nivel de politică de stat, uh, am fost cam belicoși uh, uh, la, la adresa Rusiei. Da? Zilele astea, de când a început povestea, am, am mărâit destul de tare. Cu ce? Uh, cu tot soiul de declarații, mm. uh, care, într-o primă fază, nu au fost foarte. Putem să fie mai diplomate și să, să meargă. Să meargă, cum să spun, exclusiv Zim, pe, jur pe ajutorul umanitar Dar nu, noi am spus că e nevoie și de aia și de aia și nu știu ce. Te am referi niște... la consolidarea uh, prezenței trupelor NATO în România Da, și faptul că vom ajuta cu, cu, cu arme a fost, a fost niște declarații în sensul ăsta, știi, cu armament Și uh, tu ai fi vrut să nu zicem nu, nimic? Nu, nu, nu uh, Întrebarea mea era exclusiv alta, și anume exclusiv din punct de vedere al comunicării, mm -hmm. ca imagine. Mm -hmm. Nu ți se pare că am avut ceva de un pechinez isteric? Nu. Nu? Nu. Ok. Uh, e părerea mea. Uh, S-a greșit în multe momente în poziționarea publică a României. Dar acum nu. Acum... Uh, Uh, S-au mișcat onorabil, din punctul meu de vedere. Și asta este o surpriză plăcută. Nu s-a sărit calul, nu. Repet, miza este foarte mare. Tu trebuie să te gândești uh, că asta este doar partea văzută a uh, relației, uh, com relațiilor din, uh, din comunitatea internațională, al negocierilor, al discuțiilor, al debate-urilor. E doar partea văzută, apare o mică parte la, la noi. Restul nu vezi. Așa că nu ai cum să-ți faci o imagine foarte clară și să tragi o concluzie, să spui, aș fi preferat să nu spună nimic, să se refere doar la strig la ajutorul umanitar. Tu vrei să contezi totuși și politic, și geostrategic, și să reprezinți ceva în regiune. Am mai ratat noi niște momente ăsta un moment în care tu poți să capitalizezi ceva. Cum o faci? Repet, sunt mai multe culoare. Ce apare la noi și ce apare public e doar o mică parte. Dar din punctul meu de vedere, comunicarea publică pe uh, conflictul din Ucraina a fost ok. Deci a fost ok, a fost o coordonare bună, eu așa o văd, ți-am spus, nu am văzut gafe de comunicare, de asta mi-era frică. Că nu s-a... Nu e foarte creativă, că se putea umbla mai mult la metafore, nu știu, la Metaforii, opțiunile alea metavele. semantice, știi? da, dar există o disciplină și e foarte importantă în comunicare în situații de criză. Este foarte, foarte importantă ca toată lumea să, să fie armonizată și să vorbească pe o singură voce. Plus că trebuie, iartă-mă, e ultima chestie pe care o zic, trebuie să te armonizezi și cu partenerii tăi, că nu e singur ai văzut că au mai fost de unii de care au ieșit uh, au ieșit din rând și na Da, s-a schimbat poziția trei ore mai târziu. Da. Știu, a fost foarte da. interesant. Da. Uh, rămânem tot la comunicare. Cum ți s-a părut uh, comunicarea guvernului și autorităților în pandemie? Și campania de vaccinare care a fost domnul Cățu care a apărut singur într-un restaurant lăudându se că el s-a vaccinat. A, a lăsat mult de dorit și comunicarea în, în pandemie. Uite uh, rezultatul, da? Da. Uh, a fost o premieră pentru toată lumea, criza asta, să știi. Uh, și din păcate ea nu a venit pe un uh, pe un uh, schelet deja pregătit, deja antrenat de comunicare publică. E știi, în situații de criză în care, iarăși, asta a fost un moment în care mai multe autorități publice au fost nevoite să-și armonizeze mesajele. Eu cred că s-a creat și un grup de comunicare strategică, nu? Da, 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 uh, care deci nu sunt câteva ce nu reguli, sunt. da, dar e foarte important să și asculți de uh, specialiști în comunicare. De oamenii care îți spun, trebuie să facem așa, așa. Tot timpul, la noi disciplina asta a comunicării nu prea există. A, -a apărat tot timpul cineva care, prin prisma faptului că e mai în vârstă și că a fost ministru de trei ori și că a văzut multe la viața lui, o să, poată, adică o să desfințeze foarte ușor un specialist în comunicare. Dacă mai e și tânăr, dacă mai e și femeie, s-a terminat. Adică nu mai contează deloc. Un lider adevărat că e premier, că e președinte, că e șef de colhoz, că e șef de SRL, nu contează, trebuie să-l asculte pe specialistul pe care l-a pus să gestioneze o situație. Nu să... Mă, asta înseamnă liderul adevărat. Să știe să îi respecte pe profesioniștii din jurul lui, dacă sunt profesioniști, dacă nu să-și aducă, dacă nu-și aduce, nu mai e lider. Și să nu se mire ulterior că nu, nu e ce trebuie. Deci s-a greșit foarte mult S-a greșit și la alții N-a tra avut Știu transparență nu. Și lumea a, a acționat a Fix fost la treaba asta de a, transparență a fost, a fost foarte Din scurt, sincer Deci s-a întâmplat I-a năucit un pic Și nu doar pe ai noștri, pe toată lumea a Nu s-a aștepta nimeni uh, Să apară criza asta uh, Și ți-am zis Dacă le lipsește acest exercițiu de managementul crizei uh, și managementul crizei de comunicare, e greu să au au trebuit să învețe din mers. Și evident că au apărut erori și greșeli să sperăm că la următoarea criză o să fie mai bine. Știi care a fost? Eu pot să spun că există acești 30% din electorat care votează și restul de 70% care sunt ignorați și nu sunt reprezentanți de niciun partid. Și pe ăștia îi vezi prin toată țara. Acești oameni nu ne și care sunt, fac parte din nevaccinați. Mm -hmm. Acești oameni nu au avut neapărat o problemă cu vaccinul. Stai un pic, stai. Deci spui că cei care se simt nereprezentați de oferta politică actuală sunt nevaccinați? Da, uh, da cunosc cazuri, da. Da, da, nu pot să tragi concluzii. Stai mă, nu, 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 altceva voiam să spun. Voiam să spun că acești nevaccinați despre da. care îți vorbeam, fac parte din acești 70%, da? Nu știu. Știu eu. Uh, acești Ai oameni. Ai făcut un ca... studiu de piață? Nu, am plimbat între ei. E, acești nu, oameni. Poți să spui, uite, eu știu, vaccinați care au, uh, au oferta politică și uh, au aderat uh, în, uh, în valori la oferta eu politică. Îți existentă Eu vorbeam de ceilalți care nu aveau neapărat o problemă cu vaccinul, da. ci aveau mai degrabă o problemă cu faptul că, de o viață întreagă, statul nu le a dat absolut niciun ajutor în orice au vrut ei să întreprindă și au avut nevoie de intervenția statului în activitățile lor, și într-o zi, zi s-au trezit în situația în care aproape îi alerga cineva cu seringa cu ac pe stradă, știi, și îi hulea pentru, pentru alegerea lor. Și au avut un, cum să spun, au avut un. un, un o, reacție o reacție de, de, de da. da, Bă, stați un pic, știi? Da. Pe oamenii ăștia care nu sunt puțini da. uh, uh, zimio procentual, da, da? Uh, nu poți să-i bagi la nevacciniști isterici. Poți să-i bagi în cu totul altă categorie. Păi sunt... Uh, ca să... Și ni mi se pare aberant să-i tu, faci tu de ai extremă acolo, dreaptă. Tu ai, și tu, eu, eu vorbesc de niște clișee da, da, care da, 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 da tu ai acolo, ești pe un sâmbure, dar aș adăuga la... sau, mă rog, aș rectifica un pic că nu sunt toți nevaccinați, pentru că sunt oameni care au avut o problemă cu restricțiile și cu modul în care au fost ele implementate, dar s-au vaccinat. Deci nu, să nu-ți imaginezi că dacă te-ai vaccinat, înseamnă că te-ai raliat 100% și ai fost 100% de acord cu toate deciziile. Nu! Adică există și persoane care s-au vaccinat, repet, și n-au fost de acord cu multe dintre măsuri. S-au fac, vaccinat tocmai de asta, ca să fie sigur că au o armă în plus să se protejeze, că nu-i protejează măsurile alea eficient, pentru că multe au fost absolut anapoda și fără sens. Dar ce, care era întrebarea ta? Cum, cine îi reprezintă pe ăștia politic sau ce? Nu, 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 nu era nicio întrebare. Îți explicam doar uh, un tip de funcționare care al societății, al oamenilor, al românilor, da? da? Care nu sunt reprezentați nici cum și pe care nu pot să-i bagi în isteria asta colectivă. Oamenii pur și simplu au reacționat așa. Nu s puțini ăștia. Știu foarte multe locuri prin țară în care oamenii funcționează fix în, ace în această paradigmă și care la viața lor nu au fugit de vaccinuri. Înțelegi? Da. Doar pur și simplu da narativul, acest cuvânt care încă nu există, acest neologist care urmează să intre în limba română, da, da, e tot... nu, nu i-a prins nici cum. Și-au au simțit că ce revenim la campania statului, da? Au simțit uh, uh, presiunea statului uh, drept uh, o chestie la libertățile personale. Da. Și spuneai că e o problemă. de rezultatul cu... uh, uh, campaniei de vaccinare a guvernului. Sau, mă rog, a statului român. Și, și cum n-a funcționat el, de fapt? că uite și rezultatul la vaccinat, da? Da, da, da. Păi, cum să spun, o criză trebuie gestionată pe mai multe paliere și trebuie să te organizezi foarte bine. Se vede treaba că în periurban, în urbanul mic, pe la sate, s-a ajuns mai greu în unele părți. Iarăși, nu am, n-am făcut o cercetare, dar îți spun din ce, că am trăit și în România, nu am fost plecată în perioada asta. Deci, feedback-ul a venit din toate părțile. Și atunci, evident, că până și empiric, putem să validăm o realitate. Nu să spunem că au fost niște probleme cu această campanie de vaccinare. Lumea ar fi vrut să se vaccineze prin unele zone și n-a reușit. Bașcum. Uh, da. Uh, comunicarea iarăși, să-i convingi să se vaccineze uh, pe antivacciniști. Sigur că poți să ai campanii. Nu s-au făcut. Mm. Nu știu de ce... Păi s-au făcut cu violența alea care s-au făcut. Uh, da. Un soi de... De extremism. Da, voi sunteți proști, dacă nu vă vaccinați. Din știi? păcate, nu, asta n Da, așa e. Și din păcate, asta nu a fost specifică doar perioadei astea. Am acest uh, Există exemplu. o agresiune și o poziționare de asta la extreme de mai multă vreme și împărțirea societății în tot felul de tabere. Știrbii, săracii, rupți în fund, antivacciniștii, pupătorii de moaște, Eu nu aici... și liberi, știi? Adică și asta e o, o problemă. Asta, Situația asta trebuie văzută exact așa cum e. Eu nu și vorbesc dacă... aici de eficiența vaccinului, da. Da? vorbesc de tipul de comunicare. De pildă, în Portugalia, de vaccinare, și Portugalia a avut un rezultat, am înțeles, s-a vaccinat undeva la 90% din populație, da. mă rog, și populația mai mică, de vaccinare s-a ocupat un amiral. Acel amiral, nu numai că a comunicat. Tot ce trebuia comunicat despre vaccin, dar s-a dus și s-a și întâlnit cu cei care nu voiau să se vaccineze, cu așa zis și antivacciniști din Portugalia, având dialog cu da, ei. Da. Înțelegi? Iar treaba asta nu s-a politizat deloc și da. nu a venit niciun politician da. să-și să -și atribuie el uh, marea campanie, succesul da. campaniei de vaccinare, repet, din Portugalia. Aici a fost o debandată totală. Nici o treabă, cu nimic. Aici nu ești vaccinat, ești prost, nenorocit, extremist de dreapta și care vrei să ne îmbolnăvești, să ne omori pe toți. Băi... Și asta când îți vine de la prieteni, te enervează și mai tare. Bă, ține mâna că n-am citit acelea SF-uri în Da. Dumnezeule. Deci răspunsul este da. Nu Nu s-a comunicat creativ, eficient. Să se, se ajungă la țintă, nu s-a cred că n-au avut nici studii în spate, că și asta e o problemă. În momentul în care îți faci o strategie de comunicare, tu trebuie să știi exact cui te adresezi. Nu cred, nu știu dacă s-au făcut astea. Să vadă rata de acceptanță a populației la vaccin sau deschiderea față de vaccin sau câți cred în COVID, câți nu cred. Cercetările astea sunt esențiale în momentul în care faci o campanie, pentru că altfel nu poți să o construiești. Strategia ta e șubră de rău dacă nu știi cui te adresezi publicul țintă, mă rog, ținta mai exact, că publicul țintă se folosește în comunicare, dar nu de fiecare dată ținta e un public, că poate fi un individ, poate fi o comunitate internațională, poate fi un grup profesional, poate, știi? Dar trebuie făcute aceste cercetări. Nu știu dacă se fac, habar n-am. Se fac cercetări politice care să servească, că începusești tu la, ce-a vorbit la început cu discursul politic. Acolo, da, pentru că miza este foarte mare, alegeri, nu? Dar în campanii de tipul ăsta sunt cel puțin la fel importante cercetările care să îți arate unde te situezi, care sunt așteptările și să preconizezi rezultatele și să-ți fixezi niște obiective. Nu poți să o faci în orb. Și cred că s-a făcut foarte mult în orb. Am să spun, mi-aduc -mi aminte de două campanii exacte de vaccinare din România. Una a fost amintită și mai devreme un pic. Domnul Câțu, care se lauda că s-a vaccinat și uite la cui este la restaurant și bea o cafea dar nu era nimeni acolo, era singur. Nu era niciun prieten la masă. Păi. Și varianta 2 este un brand de haine, cred că vinde online, în care un cuplu, cred că celebru, că nu mai sunt uh, nu mai sunt uh, la actualitate cu vedetele locale, dar un cuplu, un El și ea, se duceau frumos de mână, da? romantic și se pe se așezau pe două scaune și își primeau vaccinul un Asta la noi? Da. Mi s-a părut foarte creepy. În... Se vaccinau unul da. pe acela? Nu se vaccinau unul pe celălalt, doi, un el și oia s-au dus frumos și romantic de mână ca doi amorți, fiecare s-a așezat pe cât un scaun și și-a primit doza de vaccin. S-au dus la centrul de vaccinare? Dus, și așa. Da, de dar okay. Cum era totul filmat și ambalajul foarte prietenos al situației, jur mi s-a părut foarte creepy. Am, am acest flashback al, al Blade Runner la marginea Orientului. De ceva vreme. Da, nu. Ce vrei să zic? S-a comunicat creativ și convingător. Păi, uite rezultatele. A fost dezastru, dacă mă întreb. Da, adică putem să. Uh, ar trebui făcut o evaluare uh, acum la. Ar trebui făcute mai multe evaluări finalul... despre care toată lumea fuge și cum s-au cheltuit niște păi, bani. Um... Unde s-au cheltuit prost, unde s-au cheltuit cu re-intenție. Trebuie văzute toate treburile astea. Nu vrea nimeni să le facă. Avem acum o problemă foarte. Da, avem mare. întotdeauna avem probleme mai mari așa. Uh, trebuie să te întreb și asta. Se preconizează, uh, este singura întrebare despre politica românească pe care ți-o spun, pe care ți-o pun. Se preconizează și vorbim exclusiv din punct de vedere al comunicării, că la viitoarele alegeri prezidențiale vom avea uh, un joană din partea PSD și un ciucă. Din partea PNL. Mie personal, da, este o opinie personală, nu sună ablat, o să iasă Joana. Și atunci trebuie și un contracandidat ca să-i descurajeze pe ceilalți. Uh, L-am văzut pe Joana zilele astea la TV, el tot apare. Mie îmi se pare că e parcă e într-o campanie electorală, dar este opinia mea. Uh, care crezi că stă mai bine la comunicare și o să fie viitor președinte? <laughs> nu pot să-ți răspund la această întrebare uh, Nu uh, E un pic greu Să-i compari uh, Au funcții diferite uh, Nu știu ce, pe ce te bazezi Tu când spui uh, Când faci uh, Alegerea asta cu viitorii candidați Habar n-am E posibil să candideze John, Sunt e zvonuri în Într-o anumită parte a presei da, acolo. da, mai sunt și alte nume care au mai apărut oricum, Dar e devreme să spun cine, și nu oricum nu prea vreau să spun cine se pricepe mai bine la comunicare. Se pricepe unul dintre ei mai bine la comunicare, e clar, dar e vizibil. Dar, da, mă abțin în ceea ce privește politicienii români. Suntem în anul de grație 2022, da? Câteodată am impresia că trăim în viitor și că lumea de acum 25 de ani nu mai are nicio legătură cu lumea de astăzi, dar asta de astăzi nu mai are legătură nici cu aia de acum 3 ani de zile. Deci este cu totul uh -huh. o altă, altă treabă. Dinamica, nu? Da. Citeam o, zilele trecute, cred că cu vreo lună de zile, o știre care m-a amuzat într-o primă fază, urmă m-a îngrijorat că așa funcționează lucrurile la mine. O doamnă se plângea că a intrat în metavers cu o cască pe cap, da? Cum se pun căștile alea la ochi, da? da? Și a fost agresată sexual uh -huh. de cinci avataruri masculine. Uh -huh. Probabil erau și albe, uh -huh. cu siguranță. Asta e adăugarea ta. Este adăugarea uh -huh. mea, bineînțeles. Că e complicat să fii alb și heterosexual zilele astea. Uh -huh. Nu no, mai e ușor. White privilege. Exact. Masculinitate toxică. Ceea ce mie mi s-a părut îngrijorător, în primul rând, mi s-a părut o lipsă de respect pentru adevăratele victime agresate sexual. Un scuipat în obraz. Dar ce preocupări ai și tu, serios? A, mă preocupă viitorul, da? Atât timp cât mai trăiesc, trebuie să știu cum mă poziționez. Ai văzut Show-ul Shangri n-ai văzut, nu? Nu cred. Nu ai văzut Închisoarea Angelilor? O mm. replica lui Morgan Freeman Get busy living or get busy dying Nu l-am văzut Nu l-ai văzut, foarte mm. rău, trebuie să-l vezi Cum să nu vezi și Redemption. Doamne, serios <laughs> uh, Că se știe și tu Deci uh, Cine a pus-o să intre în metavers Dacă e să mă întreb pe mine Ți-am spus, eu am jucat Sims La un moment dat Aici Dar, am dar să nu ajungem. compulsiv Dar uh, M-am preunat. Este foarte, foarte spooky. Și când mi-am dat seama cât de mult îți angajează resursele mentale și în ce. Tip. Și uh, intri într-o lume foarte alunecoasă și spuchi.. Păstrând proporția, evident. Da, bănuiesc că e o treabă de instinct din moment ce spui asta. Ai intrat acolo, ai văzut da, despre mie, ce Da, și de ce, ce am va? intrat? Pentru că mie îmi plăcea... Uh, m am vrut să dau la arhitectură, în fine. Și mă jucam cu... Avea niște module în care făceai casele alea, mm -hmm. mai multe feluri, în fine. Și îmi plăcea să mă joc cu ele, știi mă? Uh, dar uh, metaversul pe mine mă sperie. Uh, un pic, acum. Uh, și femeia care a intrat, doamna asta care a intrat în metavers, și, păi, se pot întâmpla lucruri și mai rele și se vor întâmpla. Vor să fie unii uciși. Uh, Vorba unui prieten care uh, s-a în țeapă, de ori Adică, ăștia. serios. Ok. Că e o jignire la adresa, sigur, dar până la urmă e o, o persoană. Deci trebuie să-i dăm atâta atenție. Serios. Uh, da, am o problemă și așa, moral adică aici. cum să spun, așa a primit pe Deus, are o problemă clar deci nu trebuie să fii victimele alea din viața reală nu se simt răzbunate că te simți tu bat moneda pe asta, nu schimba subiectul uh, sau nu schimba subiectul din capul meu, bat moneda pe următorul lucru și anume, ești specialist în comunicare lucrezi în comunicare, ești om de comunicare mai devreme sau mai târziu și probabil mai devreme Mă gândesc că toți acești hai să le zicem clienți, da? cu care lucrezi, la un moment dat se vor gândi că bă, s-ar putea să am nevoie și de un profil în metavers, da? Pentru un număr mai mare de voturi, pentru o imagine mai bună și probabil cum toți, sau mare majoritate dintre noi acum avem uh, conturi pe Facebook și pe Instagram, da? Și ăștia uh -huh. mai tineri pe TikTok. Așa uh, se vor muta ușor, ușor, uh, mare parte din figurile publice în metavers. Adică deja ai cântări acolo cu muzicieni în care tu te duci și plătești bilet în metavers. -ă, e, cum că... crezi tu că o să arate un, un profil de metavers al unui, hai să zicem, politician de succes? Un, mm. uh, un uh, super stretched exercițiu de imaginație. Exact. Deci, În primul rând, cred că politicienii vor intra târziu, vor accesa târziu tipul ăsta de comunicare, pentru că este foarte greu de controlat mesajul în metavers. Biden, sigur. Te poți trezi în tot felul de situații, dacă tot îmi imaginezi, poate să iasă dintr-o mulțime care tu te adresezi, de exemplu, și ai un discurs politic foarte bine uh, conceput și obiectivele sunt clare, îți iese unul din mulțime și îți bagă un cuțit în inimă sau te împușcă în cap. Nu? Că în metavers se poate întâmpla orice. Uh, deci eu nu cred că se va întâmpla treaba asta cu politicienii care să migreze în metaversul ăsta, așa cum îl avem acum, sau cum se descrie el acum. Uh -huh. uh, pentru că în discursul politic și în uh, discursul corporate, da, în la politic, controlul mesajului este esențial. Și trebuie să știi tot timpul la ce să te aștepți, adică pe cât posibil să anticipezi reacția. Um... o îngrijorare la capitolul uh, metavers și realitatea asta în care cu care mai luăm acces da? mm -hmm. este că de pildă la noi ăștia trecuți hai să zicem peste 30 de ani uh, și asta s-a văzut și în pandemie uh, dacă stăm foarte mult izolați, mai ales singuri pe acasă la un moment dat simți nevoia de interacțiune umană, simți nevoia să vină un prieten da, la tine pentru sau, că ești sau, o ființă socială știi? E. În momentul în care ai 16 ani sau mai puțin și deja lumea ta este foarte mult în, în realitatea augmentată, da, și s-ar de... putea ca această necesitate de, de, de contact cu altă ființă umană să fie atrofiată dacă ești mai mic și mai mai, mai expus la la realitatea augmentată. și să nu mai faci diferența sau în momentul în care iei contact cu realitatea propriu zisă să, să, să ți o fur foarte tare, știi? Eh, asta e una din din Și fix din punctul ăsta de vedere te întrebam cum vezi tu prezența discursului public de orice fel, că vine de la politician, că vine de la vedeta prox sau whatever, va intra în metavers. Pentru că bănuiesc că unul din motivele pentru care acest metavers o să existe, este că o să aducă și foarte mulți bani din publicitate. Lucrurile au mers până într-acolo încât unii se gândeau, am citit un articol pe treaba asta, cum să-ți introducă publicitate în vise. Da. Wow! Lumea artistică, sigur, va migra în metavers. Dar acolo sunt alte convenții de comunicare. Politicienii nu cred că vor migra. Nu văd cum. Nu mă duc până acolo. Și dacă e să îngustăm și mai mult câmpul, să ajungem în România, mă îndoiesc profund că va intra cineva în metavers. Să-și facă o platformă electorală în metavers. Telefoniile mobile? Companiile. Aici e posibil pentru că pot să, să speculezi niște emoții care în lumea trăită nu le accesez mai greu în, lumea asta onirică sau cum se zic, paralelă, sci-fi, paralelă, iluzorie, nu lume falsă, sunt sigură că vor fi companii care își vor găsi o nișă. Să bagi niște infuzie de emoție. Da, dar aici iarăși trebuie să păstrezi o consecvență a identității de brand. Nu poți să diluezi valorile pe care le ai în viața reală în metaversul ăsta, doar ca să accesezi niște consumatori năuci. Deci o să fie destul de greu, dar e posibil. E posibil. Nu știu. Nu știu exact uh, cum o să arate metaversul atunci când o să fie, să fie atât de accesat încât să fie un fenomen. Încă nu e un fenomen. Urmează. Cred că nu durează foarte uh, mult. Uh, să... Nu știu. Deci, când va fi un fenomen, cu siguranță, sau poate chiar înainte să devină un fenomen, când va, vor exista suficiente date că va deveni un fenomen companiile probabil se vor așeza la masă și vor analiza în ce măsură, știi, că sunt unii care tot timpul vor să fie primi să fure startul, să prindă nișa cea mai bună. Și că... se vor pune la masă și vor încer vor analiza cu siguranță posibilitatea de a accesa și zona asta. Dar personal sunt atât de multe necunoscute acum, încât riscul este mult prea mare pentru orice brand sau un produs să iasă să comunice în vreun fel în metavers. Nu știu cum va funcționa. Necunoscutele sunt mult prea mari. Metaversul la muzicieni, totuși, că tu ai spus că s-ar putea să-l acceseze. Da. Ăștia care au exercițiu scenei, da. au o frustrare foarte mare cu metaversul și cu online-ul, pentru că ei se hrănesc și cu vibe energetic pe care îl primesc de la public, ceea ce în momentul în care ești online, da, dar dacă vrei, dacă, dacă, vrei să vinzi, uh, poți să da. altfel. Îți înfii niște coloane sonore, niște Am piese zis noi. Da, mă nu rog. Numai Sau la uite, mani. plasare de produse. Nici nu trebuie să faci mare lucruri, doar să pui niște logo-uri, niște sigle. Niște... Dar întrevăd un viitor în uh, lumea pornografiei. Deci, lumea Treaba pornografiei ta... în metavers cred că o e să explodeze z pentru că ăștia din Acolo care chiar se nu pot să fac previziuni că din... nu cunosc piața. Cunosc eu. Încă <laughs> n-am primit bani pe, pe Pornhub, dar da, pot să-ți vorbesc în calitate de comisie de specialiști ca băieții. Pornografia asta la, care se face la nivel profesionist, da, adică vorbesc exclusiv tehnologic, ei întotdeauna au băgat foarte mulți bani în, în evoluția tehnologică, dacă a apărut o cameră 3, 3D sau 4D cu siguranță prima oară o să o vezi într-un film porno și de imagine, într foarte... într un într-un Matrix da. sau alt, se lucrează alt cu alt imagine, nu? da, da, da e, cred că or să ia metaversul pe sus și Dumnezeu cu mila ce o să se întâmple atunci și cred că asta o să ne influențeze destul de urât imaginează-ți că tu stai acasă tu cu tine și ai Alexa, da? și comuniști cu Alexa E, în, momentul în -am care... am Alexa și nu e, cu Alexa. Am zis imaginează ți da, În momentul imaginează. în care ești singur, singură, da, o, mai bași în măsa. Și uh, da. s-ar putea, cel puțin dacă ești copil, da. da uh, să, să, te înveți să-i vorbești urât. Și să știi că nu există repercursiuni, să n-ai... Uh, repercusiuni repercursiuni. am zis. Repercursiuni. Repercursiuni? Repercusiuni. repercusiuni. Exact. Am pus un rând în plus. Ai pus. Și nu e râul ăla da acolo? Ok. Uh, okay. Uh, treaba este în felul următor. Uh, tipul tău de a socializa în lume, da. uh, după ce ai petrecut foarte mult timp din zi, săptămână, lună, cu Alexa, poate fi diferit. Și s-ar putea în viața reală, dacă, dacă vorbești urât, cum vorbești cu Alexa păi da, acasă, să-ți o palmă după ce pe, a fost Pericolele astea există. Deci, ce vrei să-ți zic? Copii, la copii e mai, mai, și mai delicat, pentru că mintea lor încă nu e suficient formată. Ei încă n-au un bagaj emoțional atât de dezvoltat și experiențe emoționale atât de vaste încât să fie pregătiți pentru uh, dedublarea asta. Realitate trăită, realitate onirică. E foarte complicat de gestionat. Deci, psihologii vor avea foarte mult de lucru. Cine dorește să dea la psihologie, încurajez pe această cale pentru că vor avea o mare pâine de mâncat dacă metavers, dacă ce se mai întâmplă Doi în lumea de pandemie, virtuală. a dat atâta Asta, pâine da, la sociologi da. pe... La psihologi, da. Și la psihologi da, și la sociologi. Da, cred da, că și... mult timp de acum pe Sociologi trebuie să ai cerere ca să faci o cercetare de piață. Deci, hmm. bine, și la psihologi, desigur, cu... dar... Eu știu știu de la prieteni de sau mei că li s-a bătut la ușă mult. Și din uh, ce în ce mai mult. Este o scenă extraordinară în Life of Brian Monty Python. Da. În care ei cred că erau... Care dintre uh, ele? Life of Brian. Păi Life of Brian e... Ah, da. E un Monty Python, un Life of Brian. Da. Și erau pe, pe, pe o arenă Cred că l-am văzut. Cu siguranță l-ai văzut. Au pe o romană și la un moment dat unul dintre ei își ținea un discurs și există da. această metehnă a discursului faci paranteză la paranteză la paranteză și uiți de unde ai plecat. Da. Și replica altuia era tocmai terminase. <laughs> Da. Ce, ce spuneam, de fapt, tocmai terminasem. Da. Mi s-a părut genial în acest da. moment. Și cred că asta am făcut noi acum. Am făcut paranteze la paranteze la paranteze. Da, eu am obiceiul ăsta și îmi cer scuze dacă eu la am fel, fost. Că... Da, cred că am... e o metecna noastră și cred că trebuie să dezvoltăm skill-ul să știți să te întorci la punctul ăla, nu, nu mi să mea. Da, dar știi, de asta eu apreciez să mi se pună întrebări. Ca așa pot să le țin rândul gândurilor mai bine. Mulțumesc că ai venit! Cu plăcere! Trebuie să ne refacem rezerva strategică de nicotină pentru oștia vicioși. Doar tu, da. E doar eu. Mersi. Cu plăcere. Subscribe, everybody. Silviu Montano și prietenii săi. Podcast. Nu futilități.